Bună seara, da. Online. Bună seara, bună seara, așa cum spui tu, și bine ne vedem. Ne vedem și încercăm să facem din nou o lecție bună, dar nu avem nicio șansă. Dacă nu, începem cu... Dacă nu, începem cu Doamne ajută. Doamne ajută, Doamne ajută să facem din nou o lecție frumoasă. Și, să bucurăm pe cei care vor ajunge la lecțiile noastre. Să vedem unde am ajuns. Am făcut o proprietate, aceea cum se mulțesc două puteri, da, care au aceeași bază. Două sau mai multe puteri. Da. Deci vezi cum spune, cum se înmulțesc. Nu se adună, nu se scad, cum se înmulțesc. Și te-am rugat ca să te duci, nu? Așa, să te duci pe Prof Online și să găsești lecții cu operații cu puteri, proprietăți ale puterilor, așa cum le-am predat acolo la tablă și cum, în mod sigur, cei care ajung se bucură foarte tare. Și ai fi văzut și comentariile, sper, da? Da, te rog, spune-mi la ce filmule se opri tu acolo, că sunt foarte multe filme. Da, am luat lecția 1101, care e intitulată Cum aș preda capitolul puteri, proprietăți, reguli de calcul clasa 5. Excelent! Cum aș preda eu capitolul puteri, nu? Da, și am scris pe căretă tot ce ați scris pe tablă. Deci cum aș preda capitolul puteri, dar dar lecția e lungă, nu atâta. Deci lecția e lungă, toată lecția aceea. Capitolul puteri trebuie să fie predat mai mult, nu așa numai prima parte. Am luat un filmuleț, nu mai multe. Poate ele sunt acolo legate mai multe. Sunt cel puțin două reprize într-un singur filmuleț. Ia dă filmulețul acela și să-l rulăm și să vedem exact despre ce este vorba. Nu, dar pe direct pe calculatorul tău. Ia, se duce pe calculatorul tău. E cam greu pe ăla, fiindcă e mai... Hai că tu te descurci, imediat că te descurci. Da, mă descurc, dar e mai, cum să zic, ăsta e mai vechi și ăsta care l-am aici e mai bun, dar am să încerc. Ia vezi tu. Așa, de data asta am să încerc să și auziți, că data trecută n-auzeați. Așa, e minunat. Așa, deci să caut aici. Deci vreau acum să învățăm exact pe prietenii noștri cum anume să urmărească lecția, așa cum tu ai făcut-o și trebuia să urmărești în totalitate lecția aceea. Și să ne oprim din când în când, atunci când ți se pare ție că ceva nu e clar și să comentăm. Asta aș vrea să facem. Ok. La mijlocul lecției... Vorbeați și de mulțiri cu baze diferite. Vreau să văd ce ai fi gândit acolo, că eu nu mi-am gândit să dai seama la anii urmă când am făcut lecția aceea. Aha, gata, am găsit butonul ca să și auziți. Se vede ceva? Acum se vede perfect, perfect. Ok. Deci dau drumul? Da. Deci o să spunem puteri. Iată că aici aveam mâna două deci. Proprietăți. Da, mă pierdă. Operații cu puteri. Da.
Puteri, proprietăți, operații cu putere. Ia să văd așa. Cum să înțelegi tu, Daia, de ce au apărut și aceste lucruri? Oare fără el nu puteam să te mângiștiți? Cine, de ce și-a pus problema să gândim și acest capitol interesant din matematică? Fiindcă la un moment dat a fost situație, când am să scrie 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2. Și atunci, dar de ce să scriem așa un câl de 2, 2, 2, 2? Mulțirea asta. N-am putea noi să o scriu mai concentrat. Doi ferele, da? Iar ăsta de sus se răspunde de câte ori se repetă. Da? Doi se repetă, punem. Și cel de sus. Se aude? Da, se aude foarte bine. Du acolo unde crezi tu că ceva n-a fost clar când te-ai uitat tu acolo și ai urmărit prima parte acolo, ce copia tu și spune, uite, aici nu mi-a fost mie clar, te rog. Da, nu prea mi-a fost clar când ați înmulțit cu baze diferite și... Ia să văd. Cred că pe aici, stai să văd. Nu pe aici. A, deci deja începeți cu A, cred că mai... Ia să vedem aici, pare a fi interesant ce scriu acolo, că nu știu, suma, ies, nu știu ce, de acolo. A, da. Plus 2 la a 6-a, plus 2 la a 7-a, să-ți arate că suma asta se divide, suma asta se divide, la 7. Mai puteți atunci ce care se divide? Se parte exact. Fără rest. Am făcut asta, da? Deci arătăm că suma asta se parte exact la 7. Păi puteam să punem 2. Am putea ca așa, 2 la 5 câte este. 2 la... Uitați, dumneavoastră îmi vedeți mouse-ul? Cum se mișcă? Da, 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 da. Uitați, aici e o bază diferită. Așa, bun, 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 bun. Du-mă acolo. Deci du-mă chiar de acolo ca să vezi exact. Aici. Acolo. Da. Deci, iată cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază. Două puteri care au aceeași bază. Da? Cum se mulțesc? Se mulțesc copii baza și se adună exponenții. Da? Se adună exponenții. Dar de ce s-a adunat? Că e înțeles tot ce s-a adunat acolo. De exemplu, care ți l-am dat, ăsta e motivul pentru care s-a adunat. Pentru că să scrie ăsta de 4 ori, de 5 ori, în total, îl găsim de 9 ori scris. Da, așa... oprește un pic aici. Așa, da. Deci, vezi cum explic acolo? Spune așa, că 3 la 4 ori 3 la 5, cum am și discutat și noi, înseamnă, vorbește tu acolo, dacă ai înțeles cu un rând mai sus. Ați spus acolo 3 la 4 ori 3 la 5 este egal cu am scris 3 la 4 ce înseamnă și am spus, adică 3 ori 3 de 4 ori. Bun. Ori 3 la 5 care înseamnă tot 3 ori 3 de 5 ori. Și este egal cu copiem baza, adică 3 și adunăm exponenții de sus 4 și 5 de ne dă 3 la 9. Dar de ce îi adunăm? Păi dacă am face... Păi n-am putea să facem scădere. Nu, 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 nu. Hai să răspundem la întrebarea asta. Noi trebuie să înțelegem bine.
De ce îi adunăm? Păi câți deal de trei s-au făcut în cârdul ăla acolo tot, în total? 9. Asta e motivul. În total s-au făcut 9. Și din cine au provenit 9 acela? Din 4, primii 4 și cu ceilalți 5. A, dacă am scrie alt număr desfășurat și am vedea câți, de exemplu, tot cu 3, și dacă n-am fi adunat, n-ar fi dat atât. Sigur că da. Deci, cu alte cuvinte, cei 4 de 3, înmulțiți cu în continuare cu cei 5 de 3, în total au dat câți de al de 3? 9. Da? Deci, asta de aceea îi adunăm. Nu-i scădem, nu, deși îi adunăm pentru că, scriind cei 4 de 3, apoi în continuare scriindu-și pe cei 5 de 3, în total s-a făcut 9. Pentru 3 la 9 ai mai putea să dai un exemplu tu? Din cât s-ar face 3 la 9? Adică din două... Dintr-o altă înmulțire, nu 4 și cu 5, dintr-o altă înmulțire de 3. 3 la și ori 3 la și să facă tot 3 la 9. Păi... 3 la 8-a, da. 3 la 1-a. Sau... Corect. Altă variantă. Sau 3 la 6-a și 3 la 3-a. Corect. Da. Corect. Deci da. Vezi, toate posibilitățile lui 9 de exprimat ca o sumă de două numere, ca o sumă, deși clar, 1 și cu 8, 2 și cu 7 și mai departe. Poți să fii și din 3 înmulțire, adică din 3 la ori 3 la ori 3 la. Ia să văd ca să facă tot 3 la 9. Deci ați spus din 3? Da, din 3 factori de acestea, din 3 puteri înmulțite. 3 la ori 3 la ori 3 la. Ia să văd. Ai putea să dai un exemplu? Da, știu. 3 la 4. Da. Cu 3 la 3. Da. Și 3 la 2. Corect. Deci 3 la 4, ori 3 la 2, ori 3 la a 3, în total dau 3 la 9. Asta trebuie să înțelegi. Deci în felul ăsta trebuie priceput, pentru că cei 9 de 3 te poți să-i vezi ca primit 4, primit următorii 2, următorii 3 și în total trebuie să iasă cei 9 de 3. Aici așa trebuie să fii înțeles. Bun, să dăm drum mai departe, să vedem ce mai spune acolo. Acum faceți cu baze diferite unde nu prea mi-a fost cam clar. Ia să vedem. Să punctăm și să zicem că, îți dau ca exemplu, cât face 2 la 7 ori 2 la 5? 2 la 7 și 2 la 5 este egal cu ori 2 la 5 este egal cu 2 la puterea 12. 12. 2 la puterea 12. Cu cine este egal? 2 la 7 ori 4 la a 3-a. Păi... Ori 4 este format din 2 la 2-a. Asta e. Deci ești nevoia să-l duci pe 4 ca o puterea, ca o puterea lui 2, nu? Hai să umblăm la 4 la 3. O să fie 2 la 3. Hai să umblăm la 4 la 3. Hai să umblăm la 4. Deci, 4 la 3 este egal cu 4 ori 4 ori 4. Dar 4 numai 4 este egal cu 2 la 2 ori 2 la 2. Exact. Ori 2 la 2. Ori 2 la 2. Face 2 la 6. 2 la 6. Deci, practic aici, o să am... În loc de 4 la 3, o să pun 2 la 6. 2 la 6 și face 2 la 7. Ori 2 la 6. 6. Și face 2... Aici n-am înțeles.
Bun. Hai să luăm încă o dată. Hai să discutăm așa. N-am înțeles de ce ați spus cât e acolo 2 la 2 la 2, 2 la 2, 2 la 2. Păi, un singur 4 cât este? 4 la 3 a 5 înseamnă. Uite că e scris acolo. 4 la 3 este egal cu cine? Cu 4, ori 4 ori 4 de 3 ori. Corect. Și egal mai departe. Dar un singur 4 cât este? Un singur 4. Un singur 4 e 2 la 2. Corect. Celalalt 4 iar 2 la 2. Celalalt 4 iar e 2 la 2. Ah. Ei, iată care e logica acum. Cum trebuie să faci? Ceva când ai înțeles din prima, dai din la început. Deci de la, tu trebuia să dai de la început la ce secvență? Hai să vezi că înțelegeai fără discuții. Dacă aveai puterea să insisti, dă un pic mai în spate și dă drumul din nou. Ca și cum îți spun, n-am înțeles profesorii. Ia să văd eu încă o dată acum. Păi 4 este format din 2 la 2. Asta. Deci ești nevoie să îl duci pe 4 ca o putere, ca o putere a lui 2, nu? Hai să umblăm la 4 la 3. Să fie 2 la 3. Mai aștept un pic? Hai să nu pe parte. Deci, 4 la 3 este egal cu 4 ori 4 ori 4. Dar 4 numai 4 este egal 2 la 2. Ori 2 la 2. Exact. Ori 2 la 2. Așa. Acum am înțeles. Vezi? Așa să știi că reușeai dacă tu aveai răbdare să pui încă o dată, încă o dată, cum fac copiii. Deci toți copiii asta fac. Când n-au înțeles o bucată, o pun din nou și o pun de două ori, de trei ori, până când înțeleg. De unde a apărut șase ăla? Gândindu-te la proprietățile din urmă, gata, zădeai că e 2 plus 2 plus 2. Suma, nu? Produsa mai multor puteri cu aceeași bază, copiem pe baza 2 și avem exponenții. Era foarte simplu, da? Și acum dă-i drumul mai departe, ca să fie clar. Deci, practic aici, o să am... În loc de 4 la 3, o să pun 2 la 6. 2 la 6 și face 2 la 7. Care era? 4 la 6. Și face 2 la 2 la 13. 2 la 13. Vezi? Stop. Când nu ai aceeași bază, cauți tu. Stop. Ei, ți-a fost acum clar? Da. Acum da. Deci vezi, am umblat la 4 la acela la a treia. Și n-aveam cum să lucrez, decât dacă pe 4 le exprimam cu ajutorul lui 2, ca să fie aceeași bază. Și să pot continua spunând că, iată, e 2 la, cât, 2 la 7 ori 2 la 6. Eu dacă mergeam pe varianta pe care eleva respectivă mă ducă, adică ea forța nota, cu forță. Adică ea se prinseseră de poantă. Și ea vrea să spune deodată că în loc de 4 la 3, scrie 2 la 6. Deci ea nu îmi dădea voie să descriu desfășurat. 4 la 3 să-l iau deoparte, zic 4 ori 4 ori 4. Iar pe 4 aceea 2 la 2, 2 la 2, 2 la 2 și zic 2 la 6, ea simțiseră ieșițiu, deci mergea mai rapid și avea să-mi propună să sar peste etapa asta. Eu n-am acceptat și am vrut să insist mai mult ca să fie ușor de înțeles pentru toți copiii care aveau să ajungă la exercițiul ăsta. Cei care sunt foarte, să spun, insistenți, să-l întrebe profesor și să insiste. N-am înțeles aici. Ia să mai pun o dată și încă o dată și încă o dată. Că eu trebuie să fi avut chestiunea aceea explicată, dar din cauza că tu nu ești foarte atent și privești ca la un film, și doar copii de pe tablă, atunci nu te conectezi foarte tare și atunci nu ți-e clar. Și de aceea revenirea înseamnă o șansă foarte mare de a afla informația aceea. Mergem mai departe.
Ia să vedem. Ce mai urmează? Dacă ai șanse ca una din bazi să fie puterea celorlalte, atunci te descurci foarte bine. Deci, deci ești în prima proprietate. Ala, este egal cu A la puterea La puterea? Nu. La puterea cum ai putea? Nu plus mă. Corect. Așa trebuie. Deci A la mână ori A la mână face A la puterea în mână plus mă. Adică am scris aceeași bază și am adunat exponenții. Așa deci, după ce am redus în seamă putere, după ce am văzut de exemplu cum se înțelege o putere cu aceeași bază, acum am tras concluzia și am obținut o proprietate care expune două puteri care au aceeași bază, se mulțesc astfel. Se scrie baza și, și se adună exponenții. Stop. Oprește aici. Alesia, da? Ce crezi că ar fi trebuit aici? Ce crezi că ar fi trebuit aici? Să mai dau un exemplu ca să fie foarte ușor să tragă concluzia, că se pare că aici, dând proprietatea A la M, A la N ori A la M, egal cu A la N plus M, parcă a fost un pic forțat. Când îndată când am venit cu litere, părea că nu mai se leagă așa. Dar ce am putut să iei? Eu am înțeles, fiindcă era exemplu și aici și da. Am înțeles. Și am și făcut noi data trecută. Ți-a fost ușor să înțelegi proprietatea, că noi am făcut-o pe asta, am explicat-o, mai multe exemple. Dar pentru cei care dădeau pentru prima dată peste lecție, poate încă un exemplu făcut, el a fost făcut, că a fost cu 2, pe urmă cu 3, deci a fost făcut destul de bine, chiar de 2 sau de 3 ori acolo, ca exemplu. Cert este că în clipa în care mă duc să scriu proprietatea, A la N ori A la M, apare un moment, un salt așa și ca un șoc. Nu e limpede că prin A eu înțeleg pe 2, pe 3, pe 4, orice bază. Orice bază. Deci, orice bază aș pune acolo, orice număr, adică, dar să fie același la ambele puteri, la bază, același lucru. Iar N și M sunt exponenți diferiți. Ei, ori de câte ori am șansa asta să mulțesc două puteri cu aceeași bază, copii baza și adun exponențe. Deci asta e proprietatea. Și acum ia să vedem ce mai fac mai departe. Poftim. Imediat. Așa. 2 la puterea a 6. Cum ar fi tu scrie ca fiind produs la două puteri? Ce valoare? La două puteri. Da. Eu știi ce aș fi făcut în timpul ăsta? Aș fi pus stop și dă tu răspunsul acum. Și pe căițel îți dai tu răspunsul. Păi chiar am vrut să zic acum că... Așa. Putem să scriem 2 la 5 ori 2 la 2 la 5 ori 2 la 2 sau 2 la 6 ori 2 la 1 la 1. Da, sau... Sau 2 la 3 ori 2 la 4. Da. Sau poți să schimb termenii între ei, adică... Dar asta e comutativitate, nu e atât de relevant. 2 la 5 ori 2 la 2. Nu? Că 5 cu 2 tot 7 face. Da. Deci 2 la 5, 2 la 3 ori 2 la 4, 2 la 5 ori 2 la 2, 2 la 6 ori 2 la 1. Acestea erau variantele pe care... Sau mai puteai spune 2 la 7 ori 2 la 0. Că 2 la 0 face 1. Ca și cum ai spune 7 cu 0, da? 7 cu 0 face 7. Deci așa este o variantă. Sau ați dat dumneavoastră mai încolo un exemplu ca 2 la a 8 minus 1, ori 2 la 1. O să vedem. Da, da.
2 la 8 minus 1 ori 2 la 1, da? Se adună acolo și face tot 8. O să vedem mai departe. Ia să văd aici, acum continuăm. Deci după ce ne-am pronunțat noi, n-am așteptat să vedem ce e scris pe tablă, ci vrem să vedem, acolo ne prindem, zicem stop și facem din propria, facem, cum să spun, în varianta care am înțeles noi. Adică tu în speță acolo, adică cu alte cuvinte spui, m-am prins, știu cum să scriu. Și după aceea îi dai drumul să vezi cum e scris. Da? Concret acum dai drumul. În felul ăsta le arătăm prietenilor noștri exact cum. Dacă pe parcurs mai întrebați ceva, o să oprești și să răspund eu. Așa, tu, nu, când ai tu inițiativă, oprești. Spun, știu să dau răspunsul aici. Și pe urmă vedem cum a fost acolo, da? Da. Te rog. Ca să fie așa, 2 la 7 cu 2 la 8. Și să vedem 2 la 7. Cum ați zis să nu se dă o fiecare care aceeași bază? Scopi baza și să adună exponenția. Acum, egal înapoi. Da, aș fi spus 2 la 4, da. Ori 2 la 3. Corect! 2 la 4, nu 2 la 3, sau altă variantă? Poți mai face altă variantă? Da, 2 la 2 și 2 la 5. Ori 2 la 2 ori la 5 sau 2 la 2 ori 2 la 3 ori 2 la a 2 din nou. Că poți să fii și 3. Exact. Da? Important, suma vă să facă 7. Cum îl scrii pe... Dar poate să fie mai mult de 3? Poți să fii și 4, sigur că da. 4, 5, poți cât vrei tu. Important să dea nouă. Uite, la întrebarea asta, gata. Nu? Ți-am răspuns și câți vrei poți să descompui. N-are importanță. Da? Numai când aduni să facă nouă. Mai departe. 2 la 3 plus 5. Păi, 2 la 3 plus 5. Hai, 2 la 3. Ori 2 la 5. Ori 2 la 5, dar curaj. Deci 2 la... Adică, practic, ați înmulțit 2 cu nu și cu 5. Da? Ce este acolo? 2 la cât este acolo? 2 la nu. 2 la nu. Așa. Cum zice 2 la? 2 la nu plus 5. Este egal cu? Ia să vedem. Cu cine este egal? Tu ai putea să, răspunsul tău care ar fi? I-a spus ea deja înainte. Așa, 2 la n ori 2 la 5. 2 la 5. Sau. Stop. Sau. Sau. Da, 2 la 5. Ați spus stop? Nu știu ce am spus, că eu nu știu lecția, na. E 2 la n, deci ori 2 la 5 deocamdată. Să vedem ce mi-ai fi vrut să aflu eu. Probabil cu altă scriere. Tu te poți gândi la o altă scriere. În afară de 2 la n plus 2 la 5? Ori 2 la 5. 2 la n ori 2 la 5. Altă scriere. Păi aș putea să... Da, nu mă arăt așa cum... Îl descompun pe 5. Așa. Deci 2 la n îl las. Ori? Deci 2 la n îl las. Și să scriu 2 la 3 ori 2 la 2. Corect. Deci zici 2 la n ori 2 la 2 ori 2 la 3. Ia să vedem acolo ce am făcut eu. Nu știu. Păi da. Poți să zici 2 la n plus 1 ori 2 la 4. Am înțeles că n și cu 1, n plus 1 și cu 4, adică 1 și cu 4 tot 5 face. Foarte tare. Da? Poți să mai scrii 2 la n plus 2. N plus 2 ori 2 la 3. Că 2 și cu 3 fac tot 5. Sau poți să scriu 2 la n ori 2 la 4 sau
Așa? Da. 2 la 4 ori 2 la 1. 5. Mai dai una. Da, da, o mai am pentru tot ce 2 la n plus 3. Da, 2 la n plus 3. 2 la a doua. Ori 2 la a doua, corect. Sau 2 la n minus 1. Ori 2 la... Stop aici. Aici ai înțeles? Ia să văd. Alessia. Da, am înțeles. Adică... N plus 3 și cu 2. N plus 3 și cu 2 fac N plus 5, nu? Deci pe 5-ul ăla l-am văzut rupt în 3 și plus 2. Dar 3 l-am legat de N. Ca să nu fie 3 de 2. 2 la N ori 2 la 3 ori 2 la a doua. Și am zis 2 la N plus 3 plus 2. Adică cum a fost la început N plus 5, pe N plus 5 l-am văzut N plus 3 și plus 2. De asemenea, acum e 2 la N minus 1 plus 6. Că 6, și cu minus, 6 minus 1 cât face? 6 minus 1 egal cu 5. Deci rămâne tot 2 la N plus 5. Deci este corect. M-am dus cu 1 înapoi. Deci la N am scăzut 1, dar 1 acela l-am pus la 5 și am făcut 6. Și deci tot a rămas tot timpul N plus 5 la exponent dacă adunăm. Ia să văd mai departe ce spune. Dar dumneavoastră mai vedeți tabla? Eu văd foarte bine. Nu, tabla mea. Tabla care o mi-o arăți tu, aceea cu lecția mea. A, păi nu, aceea mea unde am scris eu. Aceea este mascată acum, dar noi urmărim lecția asta, că asta e foarte important acum. Da, știu. Deci e foarte important să știm să urmărim o lecție, dar acum văzând, adică punându-te pe tine să faci chestia asta, de fapt, prin lecția asta eu le arăt tuturor. Tu le arăți, de fapt, cum trebuie să înveți la cum să faci lecția după Prof Online. Deci de aceea este esențial ce îți propun acum. Mergem mai departe. Da, nu plus 5. Da, deci unde este interesant. Deci, deocamdată m-am jucat la fel și-o pe cartea asta. Cum se găsesc două puteri care au aceeași bază? Și înapoi, dacă ai o putere, cum o spui că am produs două puteri? Cu aceeași bază. Deci am făcut și înainte și înapoi. Lucru foarte important în exerciții. Iată, să se calculeze suma, să se arăte că suma S egal 2 la a 5 plus 2 la a 6 plus 2 la a 7. Să se arăte că suma asta se divide, suma asta se divide la 7. Stop, Alessia. Ce înseamnă că se divide? Adică dacă am exact face... Răspunde tu. Se divide înseamnă se împarte exact fără rest. Fără rest. Deci, cum ai face tu exercițiul ăsta? Hai să vedem cum l-ai face. Păi, aș calcula paranteza. Adică? Adică, care îmi dă 2 la... Să vezi cât face 2 la 5-a, nu? Vrei să vezi cât face 2 la 5-a. A, 2 la 8 ai spus, nu? Cum ai gândit-o acolo? Deci și 8. Nu, adică am calculat direct toată paranteza. Cât adică, face toată? Păi păstrez aceeași bază, adică pe 2. Da. Și adun 5 plus 6, 11 plus 7, 18. Și am 2 la 18-a. Și acum 2 stop, la stop, 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 stop. Dar se poate aduna exponenții? La ce proprietate? Când între baze, ce operație este? Păi n-ați spus că adunăm exponenți? Dar la ce operație? Ce operație trebuie să fie între puteri? A, ori trebuie mulțit. Esențial este. Esențial. Adică deci doar la mulțiri, nu pot și la scăderi sau la... Păi uite-te, avem proprietatea asta vreodată scrisă?
Nici vorbă, dar numai că nu, este incorrect. Pentru că când aduni, că îi numeri pe toți dacă se mulțesc toți. Dar dacă odată apare între două putere adunare, nu mai poți face asta. Niciodată. Hai să facem un exemplu. Hai să zicem 2 la 3 a. Nu se scriu pe tablă? Da, dar întrerupem filmul și nu vreau să întrerupem. Dar ca atunci, să înțelegi tu... Atunci eu scriu pentru mine pe tablă și lucrez aici și vă spun. Așa. Doar că pot să șterg de data trecută ce am scris? Șterge, sigur că da. Tu vorbești, foarte bine vorbești, ca să clarificăm acest lucru. Pentru că, vezi, nu ți-a fost clar că numai la momentul în care facem mulțire putem face, aplica proprietatea. Și care e motivul? Deci hai să scriem așa. Imediat stați a sărit de aici ceva. Așa. Deci să șterg tabla. Da. Ți-ar veni greu să mă ascunzi, să minimizezi chestia asta și să te văd cum scrii și până să revii, operația asta ar dura mult? Cum crezi? Păi n-am cum să... Trebuie să opresc pur și simplu și să dau, să o las în bară, ca să zic așa. Și nu știu dacă... da, cred că aș putea, da. Ia vezi, dacă o poți duci în bară, dacă o poți duci în bară filmulețul și până să-l întorci înapoi, adică să minimizezi practic, altfel. Da. Însemna să... Nu, dar dumneavoastră nu să mai vedeți. Și... Nu mai văd, că nu... acum nici nu mă mai interesează, mă interesează când ne întoarcem acolo. Vedeți? Da. Deci este important să clarificăm acest lucru. Da, am văzut acum. Să clarificăm acest lucru că, iată, erai tentată să comiți această greșeală și vreau nu ne depărtăm de la tablă până când nu clarificăm această chestiune. Deci numai la înmulțiri. Și ca să-ți dovedesc asta concret. Uite, scrie încă o dată 2 la 3 ori 2 la 3 ori 2 la a 4-a. Egal cu. Da? Deci egal cu. Câți de 2? La prima înseamnă câți de 2? 2 ori 2 de 3 ori. Nu? 2 ori 2 ori 2. 2 ori 2 ori 2. Ori. Ori, vezi? Ori. Ori. Adică continui cu mulțirea. Ori. Și mai scrii pe celălalt. Păi da, n-am cum să pun altceva, fiindcă ne imaginăm că, adică, după aia scriu și ăsta și sunt de fapt tot astea două, dar scrise în puteri și e tot ori și păstrăm tot ori. Asta e, fiind tot ori, ca și înainte. Deci poți să continui 2 de 4 ori, continui și până mai discutăm. Deci ori 2. Ori 2. Este egal cu păstrăm baza, adică pe 2 și adunăm 3 plus 4, 7. Dar nu că e proprietate, e numer, că sunt 7 de toți acum și sori între ei toți, uite. 1, 2, 3, 4, 5, da? 3 și când 4, ăsta e motivul, nu că e un mofta cuiva, nu e o idee a cuiva că păstrăm baza și adunăm exponenții, nu. Dar dacă dedesubt scrie așa, 2 la 3 ori 2, plus 2 la 4, dedesubt scrii 2 la 3 plus 2 la 4. Eu i-aș descompune. Păi scrii descompuși. Egal mai departe cu? Ok. Egal mai departe cu 2, da. ori 2 plus. Plus. E plusul de aici. Plus 2, da. ori 2 și acum poți să calculezi. Păi poți calcula ca valoare, dar nu mai poți scrie baza să aduni exponenții, că nu sunt toți. Da. S-o rup din șirul de mulțiri, la un moment dat este plus. După cei trei apare plus.
Deci nu mai e ce face. Din păcate, din păcate în fața acestui exercițiu, nu-ți rămâne decât doar să calculezi ca valoare primii trei cât fac, 2 la 3 fac. Doar 8, la... nu? Da. Deci... 2 ori 2 ori 2, deci egal mai departe acolo în continuu exercițiul și egal cu 8. Aici? Da, da. Păi primii 3 înmulțit, primii 3 făcut 8. 8. Și apoi plus, așa. Plus știm da. Aici cu primii 3 dau 8, ori 2 au rămas 16. Corect. Și acum scriu rezultatul final, care este 24. Da. Însă eu mă gândesc pe 16 să scrii ca 2 ori 8. N-ar fi bine? Pa, da. Ia să facem un alt mod de a calcula 1 plus 16. Deci spune egal o altă variantă de calcula sumele respective. Scrie de subt așa, 8 plus 16 este egal cu 8 plus 16 este egal cu 8 plus... Plus 2 ori 8. 2 ori 8. Și egal cu? La 8 poți să spui 8 ori 1. Egal mai departe cu 8 ori 1 pe primul 8. 8 ori 1 plus 2 ori 8, da? Egal mai departe. Cei doi termeni adunați, care sunt cei doi termeni ai sumei? Primul este 8 ori 1 și cel de-al doilea termen este 8 ori 2 sau 2 ori 8. Da? Poți să spui și 8 ori 2. Ia scrii chiar așa. Deci egal cu 8 ori 1, nu? Așa, acolo. E foarte bine acolo. Egal cu 8 ori 2. Sigur, e tot așa ca și înainte 8 plus 16. Însă acum vedem că există un factor comun. 8 este și în primul termen, în 8 ori 1, și 8 este și în al doilea. Și conform unei proprietăți distributivitate, putem să scoatem pe 8 în factor, adică să spunem 8 pe lângă, 8 și deschizi o paranteză, scrii mai departe egal cu 8, înmulțit, dar să sumățelegi că e mulțire, când nu mai punem mulțire, să sumățelegi, 8 înmulțit cu, și din primul ce a rămas, din primul termen acolo? A rămas 1 pe lângă, 1, că a rămas, era 8 ori 1, nu? Era 8 cu 1 plus, ai ajuns la al doilea termen, și fiindcă l-ai scos în factor pe 8, deci 8 este în față, a rămas 2 din al doilea. Deci 1 plus 2. Așa, și este egal mai departe cu, ia să vezi dacă calculezi 8 înmulțit cu cine? 8 înmulțit cu 3. Și 8 ori 3 cât face? 24, ce tare. Sigur că da. Deci e altă idee de a scrie, de a calcula. Așa cum ai făcut-o înainte, a fost bine, 8 plus 16, 24, dar iată, o șmecherie foarte interesantă este ca să-l scrii pe 16 ca 2 ori 8 și să sesizăm că 8-ul este în cei doi termeni aia, este și în primul 8 ori 1 și este și 8 ori 2 și atunci se scoate pe 8, că noi am învățat o proprietate în clasa a doua, dar dacă învățătoarea nu insistă pe proprietatea aceea atât de importantă, nu se știe. Haideți să vezi de unde eu aș fi insistat în clasa a doua. Când facem tabla mulțirii, scrie de sub 7 ori 8. Scrie așa, te rog. 7 mulțit cu 8. Deci 7 mulțit cu 8. Da. 7 ori 8. Dar lasă tot cu negru, că se vede destul de... Adică nu e atât de vizibil. 7 ori 8 este egal cu... Să ne închipuim că nu știi tabla mulțirii. Și atunci 8 îl scrii ca fiind 5 plus 3. Deci egal cu 7 înmulțit. Dar 7 înmulțit cu... Nu am 2. Deci pe amândoi trebuie să scrim în două etape. O să-ți arăt de ce. O să vezi care e ideea. Deci egal cu 7 înmulțit.
7 înmulțit, deschide paranteza și pe 8 îl scriem ca 5 plus 3. 5 plus 3. Și egal mai departe cu, conform proprietății de distributivitate, mulțirea se distribuie celor doi din paranteze. Adică e 7 ori 5 plus 7 ori 3. Deci egal mai departe cu 7 ori 5, 7 ori 5 plus 7 ori 3. Deci iată, foarte importantă, deci, în clipa în care introduci operația de mulțire, învățătorul trebuie să insiste foarte mult la această proprietate de legătură între înmulțire și adunare. Și cum se distribuie operația de mulțire tuturor termenilor din paranteze, adică 7 se mulțește și cu 5 și cu 3 și cu altul dacă ar mai fi acolo. Da? Și acum, dacă facem calculul, ajungem la rezultatul acela. 7 ori 5, nu? Fac 35, plus 7 ori 3, 21. Dar să ne închipuim că nu știi nici... Stop. Ne închipuim că nu știi 7 ori 5. Și atunci scrie așa, 5 ori 7, ia să scrie așa, 5 egal mai departe cu 5 ori 7, plus 3 ori 7. Și egal mai departe cum? Pe 7 îl scrie ca 5 plus 2 și aplicăm încă o dată proprietate. Deci egal cu 5 pe lângă, egal cu 5 pe lângă, deschidem paranteza, deci 5 înmulțit, să subînțelege, cu, în loc de 7 acela, zicem 5 plus 2. Și închidem paranteza, plus, ai ajuns la plus, 3 înmulțit cu cine? Adică celălalt 7. Cu celălalt 7 care îl scrii? 5 plus 2. Și acum aplici încă o dată proprietatea de distributivitate. Deci este egal cu? Este egal cu 5. Ori 5. Deci să distribui primul 5 la amândoi factori. 5 ori 5 plus 5 ori 2. Da? 5 ori 5 plus 5 ori 2. Și egal mai departe cu... 95. Nu, că mai mulțirea următoare. Mai e o paranteză. 3 ori. Plus 3 ori 5. Deci în loc de egal, plus, că mai e acolo încă de mulțit. Plus 3 ori 5. Plus mai departe 3 ori 2. Ori 2. Și egal mai departe cu. Acum calculez? Da, sigur că calculez. Să vedem dacă ajungi la rezultat. Să vedem. Ok. 5 ori 5, 25. Da. Plus 10, plus 15, plus 6. Așa. Și am 35 plus... 21 îmi dă 56, care este egal cu 7 ori 8. Deci rezultatul este corect. Deci copiii care sunt în clasa a doua și au probleme cu tabla mulțirii, aici noi le-am arătat cum tabla mulțirii se poate reduce la mulțirea doar până la nivelul cu 5. 5 ori 5, 5 ori 2, 5 ori 3, 5 ori și 2 ori 3. Deci foarte simplu, dar nu rezultatul acela găsit. Adică e foarte important rezultatul găsit, dar cel mai important lucru este că pe traseu, până ajunge la rezultatul ăsta, el muncește. Și el va avea motiv să spună așa, decât să fac de fiecare dată mulțirea asta, eu am să rețin că 7 ori fac 56. Ei, ca să ajung la nivelul acesta de reținere, trebuie să treacă prin etapa asta. Însă, cel mai important lucru cu care rămân este cum se distribuie mulțirea adunării. Adică 7 ori
5 plus 7 ori 3. Iar, deci, totdeauna înmulțirea se distribuie factori sau se distribuie termenilor din paranteze. Factorul acela din față se mulțește cu toți cei care sunt în paranteze. Dacă sunt mai mulți, absolut. De la primul până la ultimul se face operația asta. Deci este extraordinar de importantă, pentru că ne va ajuta să înțelegem mai departe tema pe care o avem noi. Spun asta pentru că în Egeșițiu de mai sus, n-ai întâlnit niciodată chestia asta. Așa este, Alessia? Asta? Da, da. Am auzit de ea, dar nu. Deci n-ai aplicat-o niciodată și nu, dovadă că nu ți este clară legătura asta. Cum numai mulțirea se distribuie. Pentru că ce înseamnă de 7 ori câte 8? Înseamnă 8 plus 8 sau de 8 ori câte 7? 7 ori 8 înseamnă 8-ul adunat de 7 ori. Adică 5 plus 3 ăla, 8, 8, 8, de 7 ori scris ar trebui, nu? Și de aceea 5 plus 3, 5 plus 3, 5 plus 3, 5 plus 3 și vine de 7 ori câte 5 și de 7 ori câte 3. Uite cât îi declară chestia. Scrie din nou că îmi place. Vreau să te conving acum. Scrie de sus așa. 7 ori 8. Scriem din nou. 7 ori 8 este egal cu 7 înmulțit cu, deschide paranteza, cu 5 plus 3. Da? 5 plus 3. Și este egal mai departe cu. Să înțeleagă toată lumea. Înseamnă că 5 plus 3 trebuie să scrii de 7 ori. Deci vei spune un 5 plus 3 odată. Scrie 5 plus 3. 5 plus 3. Apoi, plus încă o dată, încă o echipă de 5 plus 3. Că de 7 ori trebuie să scrii 5 plus 3. Plus 5 plus 3. Iarăși. Așa, așa vreau să spun. 6. Și egal mai departe ori. De câte ori este 5? De câte ori este 5? 8. Nu, păi de 7 ori trebuie să fie. Dar nu ai scris de o dată. 4, 5, 6, 7, 8. Dar de ce ai pus de 8 ori? Că e de-ara de 7 ori. De 7 ori. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atât. Fără aceea. Aceea e în plus. Ai pus 8 de a 8 oară. Păi nu ți-a spus așa? De 7 ori câte 5 plus 3. Da? Și acum e egal mai departe cu dedesubt. Spui este egal cu... Egal cu de câte ori vedem noi pe 5? Scris. De 7 ori. De 7 ori 5, deci de 7 ori este 5, 7 ori 5, 7 ori 5, plus... 7 ori 3. Ei, e clar acum. Deci vede tot omul și înțelege. De 7 ori 8 ăla, e 7 înmulțit, în loc de 8 ai spus 5 plus 3, și atunci pe 5 plus 3 trebuie să scrii de câte ori? De 7 ori. Și următul și le-ai scris, vezi... Câți de 5 sunt? 7. Câți de 5 sunt? Câți de 3 sunt? 7. Și iată cum îi deșteaptă proprietatea. Deci, corect. Și fac 56. Alessia, cred că ceea ce am scris acum, mă smărturisesc, că nu m-am gândit niciodată ca să fac, să găsesc ideea asta de a explica proprietatea asta de distributivitate. Deci distributivitatea înseamnă așa. Cel din față, 7, îmi spune de câte ori să scriu paranteza. De câte ori să scriu? De câte ori spune el? Dacă de 7 ori, de 7 ori am scris-o. Și până când ne-am tras cu coada ochiului și am numărat câți de 5 sunt, câți de 3 sunt, am văzut că sunt exact 7 de 5 și 7 de 3. Foarte tare e povestea asta. Ia să scriem de sub 8 ori 7 acum. 8 ori 7 egal cu... Și facem chestia asta sau chestia asta? Nu, 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 8 ori 7 să scriem. Păi da, ziceam în ce mod.
Așa, 8 ori 7. O, nu, 7 ori. 8 ori 7, adică invers. 8 ori 7 înseamnă că de, o să scriem... Egal cu 8, cu 8 ori 5 plus 2. Corect. Iar 5 plus 2, 8-ul ne spune de câte ori scriem pe 5 da, plus 2. Scriem 5 plus 2 de 8 ori. Asta. 2. Opa. Deci două perechi. Da. Plus. 3. Deci. 6. Deci, stați că m-a anunțat că nu mai are baterie și nu vreau să se închidă din nou. Ah, dacă făceai, crimă era asta, crimă. Da. Până acum, unde e încărcătorul? Bine că m-a anunțat că data trecută m-a anunțat. Ia să-l pun, e pe aici, prin spate. Avea 6%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. 7. Da. 8. Corect. Scriem așa. 8 ori. Ori. 5 plus 2. Nu, 8 ori 5 plus 8 mai departe. 8 ori 5 plus. Păi nu, e numărat, Alesia, e numărat câți de 5 sunt. Sunt 8, da? Și da. Plus câți de al de 2 sunt? 8 ori 3. 8 ori? 3. Ori 2. Ori 2. Ori 2. Da. Eu rămăsesem deci. Da. Și atunci am să am... Și acum doar calculăm. Da. Și am 8 ori 5, 40. 40. 40 plus 8 ori 2, 16. Da. Și chiar îmi 50. Sigur că da. Hai să mai facem încă o dată. Pe 8 ori 7, dar pe 7 să scrii 3 plus 4. Deci tot 8 ori 7, scriu din nou, 8 ori 7. Deci 8 ori 7 este egal cu 8 ori, ați zis să scriem 4 plus 3? Sigur că da. 4 plus 3. Și aici îmi zice că de 8 ori este 4 plus 3 și atunci scriem 4 plus 3 de 8 ori. Exact, 4 plus 3 plus... Și este egal cu 8 ori de, 4 ori 4. Da. Plus 8 ori 3. Exact, mai departe. Și calculează acum că tu știi tabla mulțirii. Da. Și acum calculăm și avem 8 ori 4, 32 și scriem 32. Deci 32 am zis. 32 plus 8 ori e 3, 24 și atunci am 6 și cu 6. Nu, și cu 5, pardon. Și îmi dă 56. Vezi, indiferent cum scrii pe unul din cei doi, important este că scrii în paranteza de atâtea ori, în dată ajunge rezultat. Dar numai că nu ai scris-o de 8 ori, ci ai scris-o, cred că numai de 7 ori. 4 plus 3, 4 plus 3, 4 plus 3, număr. 4, 5, 6, 7, 8. Deci trebuia de 8 ori. Mai pun încă un 4, un
7 plus, sau 4 plus 3, 4 plus 3, da. Deci, am să spun ceva. Pentru prima dată în toată cariera mea de profesor, pentru prima dată mi-a venit în minte aici să vezi ce înseamnă Doamne ajută. Asta este secretul mare al reușitei mele din seara asta. Pentru prima dată mi-a venit în minte cum să explic distributivitatea. Eu îi spuneam ție, se distribuie, se mulțește optul cu fiecare din ei. Dar acesta era mecanic, era ca și cum spui, dar de ce nu se adună, de ce se mulțește? Și atunci mi-a venit în minte, mulțumesc Dumnezeu pentru momentul ăsta, de inspirație. Pentru că trebuie să mărturisesc că în clipa în care m-am apucat să explic ceva, ce știam eu, dacă nu reușesc să cobor la nivelul la care tu poți să pricepi ceea ce spui, tu ca elev, nu tu ca elev, Alesia, tu ca elev, și nu mă fac înțeles, degeaba eu am apărut în fața ta acolo și încerc să spun ceva. Eu trebuie să depun efort maxim pentru ca reuși să mă fac înțeles. Asta e secretul pedagogiei. Deci profesorul sau oricine învață pe cineva ceea ce știe el, trebuie să o facă cu atâta drag, cu atâta bucurie și să găsească modul de exprimare încât el să înțeleagă. Și că am dreptate în ceea ce spun, mai facem încă un exemplu, ștergi deasupra acolo ce am făcut cu mulțiri, mai facem alte două numere mulțite și să înțelegi și mai bine chestia asta. Te rog. Ok. Am să șterg. Lasă acolo, lasă acolo ce ai scris cu putere. Cu putere, lasă-mi. Nu umbla acolo, că am treabă acolo. O să vezi de ce. Deci toată pregătirea asta eu fac pentru ca să putem face un exercițiu foarte interesant. Da, trebuie luată de la acolo, de unde lucrurile trebuie lămurite, din la nivelul acela care trebuie făcut ca tu să înțelegi foarte bine. Șterge tot de desubt. Așa. Deci în partea de jos șterge tot. Și acolo 7 ori 8 aceea, dar dacă vrei să o las ca model, lasă-ți-o ca model, dar acum facem alte două numere mulțite. Să spunem că vrei să mulțești pe 17 cu 23. 17 ori 23. Egal cu. Îl lași pe 17 și îl desfaci pe 23. Egal cu 17 ori. Este doar că un număr, avem numere mai mari. Okay. Sigur că da, sigur că da. Ok, atunci poți să... deci 17 ori și le descompun în, stai să mă gândesc, în 12. Și 11. Foarte bine, dar alte două numere care să fie pe placul tău, să fie numere care să fie la îndemână la mulțire. Deci îți alegi tu descompunerea deșteaptă. 20. 20 plus 3, așa aș face. Asta vreau să zic, 20 plus 3. 20 plus 3. Ok. Și atunci. Doamne, ce trebuie să scriu. Aici îmi zice de 17 ori 20 plus 3. Și atunci scriu de 17 ori 20 plus 3. Da, tu o să faci cu puncte. Faci vreo 2-3 paranteze și până spui că ai scris de 17 ori. Promis cu prietenii noștri că... Așa. Și pune-le plus puncte și acolo... Așa. Și pune la fiecare și spui că un arc așa, spui de 17 ori. Așa, așa și corect. De 17 ori. Și ei au înțeles că noi n-aveam chef să scriem așa. Și egal acum, de desubt, câți de 20 ai? Am 17, 20 de 17 ori.
Corect. Plus a da. 3 de 17 ori, adică 17 ori 3. Perfect. Dacă ar fi să rezolv, aș face deoparte 17. Nu vreau acolo pe loc. Că pe 20 tu poți să scrii ca fiind 2 ori 10. 2 ori 10. Hai că suntem șmecheri. Da, deci egal cu 17 ori 2. Dar ori... 17 ori 2 și adaug 0. Păi da, trebuie să scrii matematic. 17 ori 2 ori 10. Așa scriem. 17, ca să pricepe prietene. Așa, ăsta e motivul că adaug 0. Și egal cu 17 ori 3. Plus mai departe. Plus mai departe acolo, când ai spus egalul de sus. Deci plus... nu egal, plus cel de sus. Adică 17 ori 3 și faci mulțire acolo. Dar dacă nu, da, stai să spunem că nu ți-ai la îndemână 17 ori 3. Wow. Atunci o să scrii 17 ca 3 plus 10. Dar tu știi să faci asta acolo, nu? Lasă așa, ori 3. Pur și simplu ori 3. Deci 17 ori 2. Am 2 ori 7, 14, 4. Țin 1 în minte. 1 în minte, 2 plus 1, 3, 34. Și ori 10 la acela, că trebuie să mulțești cu 10, atunci ăsta e motivul că pui 0. Ăsta e motivul. Da? Ăsta e motivul. În 7 ori 3, 21, 1, 2 în minte, 3 în minte, 3 ori 1, 3, 3 plus 2, 5. Ia să pori tu unele sub altele. Ia mulțește tu cu 17 cu 23. 17 ori 23. Zic că da. Așa. Și încep să calculez. Și am așa. Încep cu unitățile. 3 ori 7, 21. 1, țin 2 în minte. 3 ori 1, 3. Plus 2 din minte, 5. Acum... Super! Stop! Ai văzut, ai obținut pe 51. N-ai avut tu acolo 51 obținut? De la mulțirea... Fantastic! Extraordinar! Și acum cu 2. Și am așa. 2 ori 7, 14. Stai, încep cu 0 și fiindcă suntem la 10. Începem, calculăm 10. Da. Așa, 2 ori 7, 14, 4, țin 1 în minte, 2 ori 1, 2, plus 1, 3 și ia uitați că aici. Tocmai. 2, 3, yay! Asta e toate. Deci, Alesia, cu cât trece timpul și de la o lecție la alta, înțelegem că aceste idei care sunt aici, așezarea una sub alta și nu știu ce, la mulțirea cu 3 înseamnă a unităților, 51 acela, și la mulțirea cu 10, cu 20, iată, e 291, 200, 340. Deci, ca să nu muncească oamenii, să facă treaba desfășurată cum am făcut-o noi, 17 ori 20 plus 3 și nu știu ce paranteze scrise, ei s-au concentrat scrierea și au ajuns la ideea asta de a face mulțirea în varianta asta care... Alo? Alo. Nu știu. Mă sunase cineva, dar mă gândeam că poate e încă cineva tot așa care vorbește de matematică. Nu știu. Ca domnul de atunci de care intervenise. Mă întorc încă o dată. Deci la matematică nu e nimic forțat. Tu ai înțeles matematica până acum ca fiind niște definiții, niște legi de astea, că trebuie să le înveți, azi să le înveți, mâinile le uiți și nu știai de ce să le faci așa, de ce cu unitățile, de ce cu zecile și să mă amintești la mulțirii, te întrebai de ce n-aș începe ca la adunare. 2 ori 1, 3 ori 7.
până acolo, știi, copilul, dacă nu îi se explică chestia în sine, de ce faci treaba asta, te întrebai, de ce la mulții de 17 cu 23, la adunare le adunam 30 cu 7, 2 și cu 1, nu? La adunare, când ne așezăm unele sub altele, le adunăm. Iar la mulțire, de ce trebuie să mulțești pe 3 cu toate cifrele de sus? Cu 17, adică și cu 7 și cu 1, apoi cu 2 și cu 7 și cu 1. Care e motivul? Motivul este ăsta, Alesia. Când clipa în care zic 17 ori 23, eu văd că pe 23 trebuie să scriu descompus ca 20 plus 3 și 17 îmi spune de câte ori trebuie să-l copii, să-l scriu la adunare repetată, când mulțirea a apărut ca o nevoie de a nu face adunare repetitivă. Da? Nu adunare repetată a parantezelor respective. Și când noi ne-am dat seama, după ce am scris de 17 ori, pe 20 îl găsim de 17 ori, pe 3 îl găsim de 17 ori și am făcut înmulțirea 17 ori 20 și 17 ori 3 și iată că ne dă, obținem rezultatul 51, adică la înmulțirea lui 3 cu 17 și respectiv 340 în urma înmulțirii lui 20 cu 17. Este spectaculos! Deci cu adevărat spectaculos. Și crede-mă că aceasta este forma de a explica înmulțirea. Dacă învățătorul la clasă ar face repetat asta și el le-ar atrage atenția că înmulțirea apare ca o nevoie, ca o necesitate, cum ai spus tu mai devreme, ce mă fac acum? Scriu 20 plus 3, 20 plus 3 de 17 ori, nici n-am spațiu. Și atunci ți-am sugerat să scrii cu puncte, nu? Și am văzut asta. Dar când mulțim cu sute, păi înseamnă, ia scrie tu dedesubt, chiar așa, ia scrie, șterge aici înmulțirea asta și să facem 17 ori 237. 17 ori 237. Da, șterge toată asta, ca să ne facem spațiu. Deci toată aceea. Toată. Așa. De 17 ori. Nu, da, din stânga începe. Începe din stânga. Că... Eu, dar o să duc așa. Nu, că nu le așezăm unele sub altele. 17 ori. Înțelegi, ca să facem dovada. Credeam că vreau să facem una și de aia. Ei, lasă, că aceea o știm să o facem. 17 ori 237. E egal cu. 17, în paranteză, descompun. Descompunem, sigur. Eu că... descompun în 200 plus 37. Plus 30 plus 7 vreau eu. Plus 30. Eu m-am gândit la asta, dar cream că vreți doar două cifre. Nu, dar nu are importanță. Cât să ne vină nouă cel mai corect, mai la îndemn. Și egal cu. Egal cu, mamă. Trebuie să punem... 200 plus 30 plus 7 de 17 ori. Corect. Punem prima paranteză. Explică corect. Scriem 200 plus 30 plus 7. Mai scriem o dată plus 30 plus 7. Și fiindcă nu putem să scriem de 17 ori, să fac puncte, plus 200, ca și când le-aș fi scris pe toate 17, plus 30 plus 7. Și aici fac o acolada așa, de 17 ori. Și deasupra, ca să vadă prietenii noștri, la cele trei pune așa. Una, două și foarte bine. Corect. Și acum. 200 îl numărăm, ziceți. 200 de câte ori? Se repetă aici de 17 ori și scriem 17 ori 200 plus la fel și 30, tot de 17 ori, adică 17 ori 30, plus, m-am urat în asta, așa, la fel și 7, tot de 17 ori, de 17 ori 7, și am să scriu în paranteze. Nu mai pui paranteze, că mulțirea știi că...
obligă. Eventual, dedesubt scrie egal cu 17 în loc de 200, cât poți să spui? 100 plus 100. Ori așa, ori 2 ori 100. De 2 ori 100. Exact. Deci 2 ori 100. Plus 17, în loc de 30, o să scriu 20 plus 10 sau 5 ori 6. Da, dar cel mai bine scrii 3 ori 10. Da. E cea mai deșteaptă idee. 3 ori 10 plus 17 ori poți să scriu 5 plus 2. Dar de ce? Lasă-l în 7, că știi să descurci cost. Acolo e cifra unităților. Și egal mai departe. Acolo, când ai zis prima dată, era 17 ori 2 ori 100, nu ori 10. Deci la prima, la egalul acela, 7 ori 2 ori 100. Acolo ai scris numai 10. Așa, că e 200 înseamnă 2 ori 100. Și egal acum cu. Faci 17 ori 2. Nu? Da, care l-am făcut mai la operația precedentă și era parcă 34. 34. Da. Ori 100. Ori 100. Deci 34 ori 100. Adaug 20 ori. Sigur că da. Sigur că da. Plus. Adică gândiți-vă că faceți 34 ori. Asta. Ori 100. Nu. Adică atunci când faceți 34 ori 100, da. Vă gândiți că faceți 34 ori 1 și dă tot 34 și adăugați astea 20 da. Aici. Dar de ce le adaug acolo? De ce le adaug acolo? Care e motivul? Fiindcă... Vreau să pricep, vreau să înțelegi. Înseamnă că suta aceea e repetată de 34 de ori. Adică 100 plus 100 plus 100 plus 134 de ori și face 3400. Asta e motivul. Nu-i mecanic. Alesia, vreau din suflet să reușesc să te conving că tot ce ai tu mecanic pus în minte este ușor de uitat. Foarte repede se uită. Deci când ai zis 34 ori 100... Tu ai înțeles că 34 ori 1 și pui cele două zerouri, dar n-ai înțeles mecanismul. Și tocmai aici este rolul nostru în discuție, să înțelegem bine. Deci scrie de sub 34 ori 100, ca să priceapă toți copiii, înseamnă așa, scrie de sub 34 ori 100. Nu? Înseamnă egal mai departe cu 100 plus 100 plus 100, da? Plus puncte, puncte, plus 100. De câte ori adunate? 100, 100, 100, 100? 34. De 34 de ori. Și atunci faci exact. Că 10 sute înseamnă 1000, iar 10 sute 1000, iar 10 sute 1000, fac 3400. Nu-i bine 34 ori 1 și egal mai departe. Nu-i bine. Spunem așa, 34 ori 100 egal mai departe, atâta tot egal cu 3400. Egal cu 3400. 3400. Da? Ca și cum ai pus, cum spui tu, mecanic, două zerouri la sfârșit. Dar atenție! Nu mecanic vreau, insist mult, nu mecanic, ci să înțelegi că 100 și cu 100 fac 200 și cum că 100 și încă 100 de 34 de ori fac 3400. Ăsta e motivul. Că tu ai reținut mecanic acest lucru, dar trebuie fundamentat. De ce faci chestia asta? Deci, dacă aduni de 5 ori 5 ori 100, e scris de sub 5 ori 100, este egal cu 100 plus 100 de 5 ori, nu? Deci 5 ori 100 egal cu 100 plus 100 plus 100 de 5 ori. Și mai vedeți?
Da? Acolo. Și este egal câte sute sunt. 500, nu? Asta înseamnă cum ai fi scris tu mai devreme, 5 ori 1, ca și cum ai fi mulțit cu 5 ori 1 și pui 2 zerouri la sfârșit, cum spui tu, dar motivul pentru care pui 2 și nu pui 9 zerouri este ăsta, că sunt la cifra sutelor, avem 2 zerouri. Da? Deci motivul ăsta. Tu practic ai adunat pe 100 de 5 ori și o dat ca rezultat, nu 500. 500 înseamnă 5 ori, nu 5, cu 2 zerouri la sfârșit. Asta, și ca și cum ai zis 5 ori 1 și 2 zerouri la sfârșit. Hai să continuăm exercițiul de mai înainte. Plus mai departe, la 3400, acolo avem plus. Ai scris 3400 plus. Acolo. Avem 17 ori 3 și până ori 10. 17 ori 3 să facem. Și am făcut parcă 17 ori 3, 7 ori 3, 21, 7 de 3 ori 3 și cu 2, 5, 51. 5, 1 și fiindcă ori 10, 51 ori 10, fac 510 și plus. Să mulțim și 17 ori 7, care înseamnă 9, 1. Deci 7 ori 7, 49, 7 ori 1, 17, 4, 11. Da. Și egal acum, să adunăm. Să adunăm unitățile, 9 și cu 0. Da, adun... să facem toate în ochi. A, da. 9. Da. La 10 acum. 1 și cu 1, 2 și cu 0, 2. Uite la 10. Unde ai cifra 10 la primul? Acolo 1, încă 1 și cu 0 e clar că fac 2. Ok. Și atunci am aici 1, 6, 10, 0, țin 1 minute. 1 plus 3, 4. 4029 este rezultatul final. Ei, unde e scris 34%? Și acolo unde e tras din verticala aceea, șterge acolo ca să mulțim acum cele două numere, să vedem dacă ne dă 4029. Deci acolo unde în dreapta e făcută operația aceea, fă spațiu liber. Șterge. Și acum scrie 17 ori 200 cât era înainte. 17 ori 200... 37, da? 17 ori. Și fă mulțirea cum știi tu, unele sub altele. Ok, 17. Deci 7 ori 237. 17 ori 7. Ori 200. Nu, așa, așa, în ordinea asta, cum spun eu. 17 ori 237. Și acum am mulțit. Așa. Deci. Am prima dată 7749 din 4 minute. 7177 plus 4 din minute 11. Vezi dacă ai 11. Atât. 11 și s-a oprit. Că nu mai ai. Ai numărul ăsta 111? Da. Ai văzut. Deci ăsta e motivul. Da. S-au așezat, acele care ai făcut tu trebuie, s-au așezat unele sub altele. Deci și 510 și până și celălalt în mod sigur. Asta e. Și 3 ori 7, 34. Așa. Acum hai să vedem cum au făcut oamenii la început, când nu-i ducea mintea deloc să facă mulțirea. Când au avut de adunat
237 de 17 ori. Ei așezau 237 plus 237 plus 237 și le adunau de 17 ori. Și munceau acolo cu adunarea aceea destul de mult. Cineva, nu știm cine, a avut o idee mai deșteaptă. În loc să spună să scrim așa de 17 ori 237 plus 237 plus 237, a zis, măi, să scrim mai strâns și să inventăm un simbol, o altă operație. Și în loc să scrii lăbărțat așa și desfășurat de 17 ori, au spus între 17 și 237 să folosim noi un simbol care să însemne mulțirea. Și asta, prin punctul acesta, înseamnă că 237, cel de pe locul 2 scris, se adună de câte ori îmi spune ăla de pe locul 1. Și așa au inventat, în loc de adunarea repetată a numărului 237, au inventat scrierea mai concentrată, folosind simbolul de înmulțire, din nevoie practică. Mereu spun, matematica n-a apărut din alte motive decât din nevoia practică de a șușura calculul omului. Acum, când din adunarea asta repetată, 237, cuiva i-a venit în minte. Pe 237 se scrie descompus ca 200 plus 30 plus 7. Și el observa că 200 este de câte ori? De 17 ori. O mai observa că 30 este de 17 ori. Că 7-le alea este iarăși de 7 ori. Și acum și-o mai zis încă o dată. Ce să fac? În loc de 200, ai zic 2 ori 100. Pentru că el o sesiza că 17 de al de 100, 17 de al de 100 înseamnă 1700. E mai ușor. Și atunci, dacă mulțesc mai întâi cu 12 urmă cu 100, mai întâi 17 cu 13 urmă cu 10, și făcând așa ceva, o sesiza că la urmă el are de adunat 3400 cu 510 și cu 111. Și atunci o găsi rezultatul. Deci vezi, și-a ușura munca. Înmulțirea este pentru a-ți ușura foarte mult munca. Adunarea repetată, aceea care îți consumă foarte mult timp și există riscul să greșești, este acum mult e salvat operația de adunare repetată și de consum a timpului. Enorm de mult timp. Și acum, altcineva i-a venit o idee. Măi, decât să facem toată chestia asta, hai să le așezăm unele sub altele, mă. Și ca rezultat al mulțirii cu 7 este 119, îl punem de desubt. Dar cum s-a obținut 119? Păi mulțirea 7 ori 7, 49, 7 ori 1, 7 și cu 4, 11. Apoi, 510, îl punem de desubt. Dar cum? Cum s-a obținut 510? Prin mulțirea lui 30 cu 17, adică ce are la sfârșit? Un 0. De aceea punem 3 ori 7, 21 și imediat acolo, ca să nu greșim cu 0. Apoi, pe 3400, cum s-a obținut? Prin mulțirea lui 200 cu 17. Ce înseamnă are 2 zerouri, fiind cifra sutelor. Deci de aceea porni cu 2 zerouri. Deci practic a așezat unele sub altele, exact cum s-a face adunarea, nu? Și a obținut ce viteză a putut să aibă aici. Foarte mare. În loc să fie descompunere, tot să fie toată treaba aceea, el a reușit să facă chestia asta mult mai ușor. Deci, Alesia, știi ce lucru minunat? Deci, despre distributivitatea, cum 17 se distribuie fiecărui termen din paranteză, este în urma adunării repetate. De ce zicem 17 ori 200, 17 ori 30 și 17 ori 7. Deci câți termeni sunt acolo în paranteză, câți ori fi, se distribuie în fiecărui în parte. Deci se mulțește și cu 217 și cu 30 și cu 7. Aceasta, crede-mă că este pentru prima dată în toată activitatea mea, când mi-a venit în minte, plecând de la ce înseamnă înmulțirea, să explic distributivitatea înmulțirii față de adunare. Este momentul cel mai important al lecției noastre și prietenii noștri care vor da peste lecția asta o să fie încântați. Dar și învățători și profesori, cu toții își vor da seama cum trebuie să explice unor copii, nu, elevilor lor,
în operația asta de mulțire, de ce a fost nevoie de ea? Care a fost nevoia de a-ți ușura munca, de a nu face adunarea aceea repetată, nu? Și ar fi semnat o muncă extraordinar de grea. Șterge de desubt și acum să-ți arăt și invers, dacă facem 237 ori 17, să te convingi și mai mult tu. Scrie, șterge și să facem și, știm bine că adunarea e comutativă și aceeași răspuns vom ajunge. Deci șterge tot. Nu, unde sub altele? Nu, unde sub altele? Muncim de la zero, cu toată distributivitatea, cu toată povestea, ca să înțelegem fenomenul acesta de ce înseamnă distributivitatea. Ok. Așa. Deci să zicem acum 237 ori 17. Vorbești tu acum. Păi, îi păstrăm pe 237 și le scompunem pe 17. Așa, ori? Ori, în paranteză, le scompunem în 10 plus 7. Corect. Și, aoleu, și e clar că se vede aici că, doamne, ar trebui să scriem de 237 de ori 10 plus 7. Corect, corect. Scriu doar câteva deci, paranteze. Da, scriem 10 plus 7 plus 10 plus 7 plus puncte plus 10 plus 7 și acolo adă că de 237 de ori. Wow! Da. Și acum vedem că 10 se repetă în șirul ăsta mare de 237 de ori. Și atunci scriem 237 ori 10, care știu când o, plus, la fel și 7 se repetă de 237 de ori, deci scriem 237 de ori, ori 7. Da. Așa. Și atunci și da, calculăm. Aici îmi dă să scriu. Este egal cu 2370 plus. Hai să calculăm. Să da. Sub alta. Fă-le sub una sub alta ca să-ți vine mai bine, dar și așa vei reuși dacă 7, 4, 9, 9, 4, 7, 3, 21, 4, 25, 5, 2, 0. 2, 7, 14, 2, 16. Și am aici 1659. Și atunci acum le adun. Da. Asta e 9. 0 plus 9, 9, 7 plus 5, 12, 2, 1, 20, 3, 6, 6, 9, 1, 20, 10, 0, 1, 20, 4. Da, și
cel care vine în minte să le așeze una sub altele, adică ar fi 237 ori 17, fă în dreapta acolo mulțirea, ca să le arăți prietenilor noștri cum să obțin cele două numere. Deci, ce sunt? 237 ori 17, da? Așa cum puteai să faci de la început, dacă nu, ai fi știut, dar tu n-ai știut, ai parcurs tot drumul acela de început, când neștiind decât adunarea și pe urmă nevoia de a scrie concentrat și acum iată-le așezate unele sub altele, ultima formă a algoritmului acesta și asta înseamnă 9, da? Ce, și care este numărul pe care îl obții în mod sigur? Hai, așa, că a fost înmulțirea cu 7. Corect. Dacă aș avea o putere, l-aș distribui acest filmuleț, cum să spun, peste tot, pe Facebook, pe oriunde este filmulețul cel mai frumos, cel mai interesant. De fapt, vezi, iar mă întorc și spun, ce înseamnă să-ți cere ajutorul Dumnezeu? Și în momentul acela, nu ți-am mărturisit, nu ți-am spus asta, dar când mă străduiam să-ți explic distributivitatea, mă gândeam, cum să fac eu acum așa? Doamne, dă-mi o idee, ajută-mă acum să mă fac înțeles cum m-am făcut niciodată înțeles. Și iată mi-a venit ideea asta de a scrie paranteza asta repetat, ca să înțelegem cum anume apare 10-le ăsta de 237 de ori. Când, oricât mă străduiam eu și spuneam, uite că așa e bine alesia, 237 ori 10 plus 237 ori 7. Tu spuneai, dar de ce să fac așa, că nu înțeleg? În momentul în care tu nu vorbești, când, cum să spun, scrii pe tablă acolo și nu ești încântată, eu te simt. Simt că nu ți-e clar de ce trebuie să faci treaba asta. Tu încă n-ai curaj să spui, nu înțeleg, vă rog să mă explicați încă o dată. Și încă o dată eu vă spun să repetați de așa cum o poți face pe calculator, nu? Filmulețul acela, poți să pui bucata aceea să repezi de zeci de ori. Și sigur reușești să înțelegi, că e bucățică cu bucățică, până când înțelegi totul. Și acum să vezi tu ce interesant este. Dacă am înțeles foarte bine proprietatea, șterge acum, este următoarea proprietate pe care vreau să o scrii. Așa. Scrie așa, A pe lângă B plus C plus D, A pe lângă, cu litere acum, tocmai asta a remarcat-o de A înmulți cu, când zice A pe lângă, să subînțelegi că e mulțire acolo. A pe lângă B plus C plus D, în paranteză B plus C plus D, B plus C plus D, este egal cu. Conform proprietății, cum, cu cine, răspunzi tu, egal cu. Este cumva egal cu A ori B. Bun. Plus A ori C. Da. Plus A ori D. Corect. Păi nu așa am făcut când am descoperit pe 237. Păi scrie, asta a făcut și profesorul la școală, dar a făcut asta mai întâi și n-a dat niciun exemplu. Asta-i. Acum tu ai făcut asta, ai reacționat foarte bine. Deci de sub, dacă scrie 17, spune de sub ca să vadă prietene, 17 pe lângă 200 plus 30 plus 7, că așa am descompus, nu? 17 pe lângă 200 plus, știi, pe 237 plus 30 plus 7, egal cu 17 ori 200. 200 plus 17 ori 30 plus 17 ori 7, da. Vezi? Cum se înțelege? Cât de bine se înțelege dacă facem concret lucruri? De unde vine proprietatea asta?
Așa, dată proprietatea A pe lângă B plus C plus D egal cu A ori B plus A ori C plus A ori D, e dată ca nu ca în perete, sare de acolo, nu se leagă deloc, că tu ai copiat-o și n-ai înțeles nimic. Acum ți-e limpede, da? Da. Ea scrie și alt, încă o dată, să nu numai plus, poți fi și minus, adică A pe lângă. A, păi, dar normal poți fi orice semn. Da? Numai plus și minus, atât. Numai plus și minus. A pe lângă B minus C plus D. Este egal cu A ori B. Da. Plus. Nu plus. Minus A. Minus. Minus. Minus A. Orice. Orice. Plus. Așa. Că e la de plus în față. Plus A ori D. Ori D. Deci vezi, dacă ce au avut minus în față, minus este acolo la orice. Dacă e cu plus, D-ul e cu plus, plus. B-ul e cu plus, că n-are nimic în fața acolo, da? Deci, el e un număr pozitiv, B-ul. B-ul și D-ul sunt pozitiv, iar C-ul este un număr negativ. De aceea trebuie să fie așa. Deci, asta trebuie să înțelegi. Acum, dedesubt scrie așa, 2 la 3, 2 la 3, 2 la 3, pe lângă, deschidem paranteza. Asta, deci 2 la 3, pe lângă. 2 la 5, ori 2 la, plus 2 la 7, plus 2 la 7, plus 2 la a 9, 2 la a 9, minus... Minus 2 la a 4. Egal cu. Egal cu 2 la 3. Da. Ori 2 la 5. Așa, hai cu curaj. Plus 2 la 7. Plus 2 la plus așa, 2 la 3 mai întâi. 2 la 7. Ori. Da. Minus 2 la 3. Nu, mai încă. Mai un cu încă unul cu plus. Plus plus 2 la 3 plus 2 la 9. Nu, 2 la 3. Ori 2 la 9, că e înmulțită ăsta din față, se mulțește cu toți ceilalți. Da? Numai plus, mulțit este. Plus, minus acum. Minus da. 2 la 3 ori 2 la 4. Corect. Și egal cu dedesubt. 2 la 3 ori 2 la 5 este egal cu 2 la 8. Da. Plus 2 la 10 plus 2 la a 12. Deci ești 12. Da, e bine, n-am observat, ok, 39, bine. Minus 2 la? Minus 2 la câte? O 7. La 7. Și egal cu? 2 la 18. Oh, stop, panică. A, dar nu merge la 8. Oh, stai, butonul de alarmă s-a declanșat aici. Nu merge, nu, gata, ai terminat acum. S-a terminat, nu mai ce face. Da? Adică o las așa? Da, dar dacă vrei calculezi cât face 2 la 8-a, efectiv. Calculești cât face 2 la cât acolo. Deci, practic, ai făcut tot ce s-a putut face acum. Ca nivel de lucru. 2 la 8 cât face? 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 8 ori. 2 la câtea? Mai departe este 2 la... A 10-a. Face 2 ori 2 ori 2 de 10 ori.
și faci un număr mare. 12, 2, 2, 2, 2, 12, 2 la 7, la 7, 2, 2, 2, 2, de 7 ori. Și găsești numeri și faci operația cu numerele acelea. Dar la lucru cu putere ne oprim aici. Alesia, Alesia, hai să spun ceva. În negreșit, se dă invers, de la coadă spre început. Ca să nu faci 2 la 8, ia să vezi tu, 2 la 8 dă un număr foarte mare. 2 la 10 iar foarte mare. Și dacă ți se dă greșițul de la coadă spre început, atunci vei vedea ce importanță are să știi să te întorci înapoi. Adică te uiți la 2 la 8, te uiți la 2 la 10, te uiți la 2 la 12, te uiți la 2 la cât? La 7 și te întrebi care este cel mai mic exponent dintre toate? Cel mai mic exponent de la un capăt la altul e 2 la 7, când 8, 10, 12 și 7. Da? Pe cel mai mic îl lași neschimbat. Să scrim de la rezultat, să vedem dacă ne întoarcem la început. Deci scrie așa. 2 la 8 plus 2 la 10. Să spunem că cineva îți dă să calculeze asta. 2 la 8 plus 2 la 10 plus că este plus între ei. De la sfârșit ne luăm la ieșiți. Plus 2 la 12 minus 2 la 7. Egal. Dacă ai la munca cea de jos, la munca brută, ar însemna să faci 2 la 8. Și 2 la 8, să faci un calcul 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 8 ori, știi cât face? 2 ori 2 ori 2 de 8 ori? Da. Păi, așa... Ia scrie acolo ca să vadă toată lumea. Vreau să mergem la ieșițiul ăsta și pe munca brută și pe urmă pe șmecherii. O să vezi ce șmecherii tare ți arăt acum. Așa, primii trei, poți să ieși așa, câte 2 ori 2 face 4, adică nu-i plus, e mulțit, te rog frumos, cum se adune, numai mulțire este între ei. Primii doi fac cât? 16 și iar următorii 2, 16 și iar înmulțiți 16 ori 16. Deci, la 2 la 8 scrie egal acolo mai departe 256, da? 256. Plus mai departe 2 la 10. Adică vezi cât face 2 la 10. Hai să vedem cât face. 1000. De unde știi? Nu știu, nu bănuiesc. Aș. Păi hai, du-te, ușurează-ți munca. Tu până unde ai calculat? Ai calculat până undeva, tu ai calculat. Până unde ai calculat? Până la 2 la cât ai făcut mai devreme? Nu, deci am să fac... 2, 4, aici e 16, deci am să am 16 cu 16 cu 4, cu 2, da, cu 4. Așa. Dacă 16 dă 256, atunci mai rămâne ori 4.
Și atunci acum să calculez. 4, 6 ori 4, 24, 4, 2 minute, 5 ori 4, 22, 2 minute, 2 ori 4, 6. Da, 2 minute. Așa, deci 2 ori 4, da, 2 ori 4, 8 și cu 10. Deci e bine ce am zis eu, 1000 ceva. Deci e bine, dar eu mă așteptam să spui așa. Mă așteptam. La momentul în care a fost nevoie să calculezi 2 la 10, tu trebuie să scrii așa. Păi pe 2 la 10, ia urmărește-mă acum și scrie. Deci 2 la 10, scrie așa, 2 la 10 este egal cu 2 la 8, da? Ori 2 la câta? 2 la 8, da? Ori 2 la... 2. Da, și cum 2, pe 2 la 8 l-am făcut, așa trebuie să spui, cum pe 2 la 8 l-am făcut, e 256, egal mai departe cu 256 ori 4. Și nu mai scriei de 10 ori și nu știu ce acolo. Că ai făcut chestia asta. Mai departe. Plus 2 la 12. Cum faci? 12. Da. Eu scriu așa. Este egal cu 2 la 10. Așa, că nu mai muncești. Nu plus, nu plus, nu plus, nu plus, ori, atenție. Nu ne jucăm. Deci cei 2 de, cei 12 de 2, să scriu ca de 10 ori, 2 la 10, ori 2 la a doua. Și pe 2 la 10 îl știu, e egal mai departe cu... Deci pe 2 la 10 îl știu, eu spun 1224. Ori 4. 4. De fapt, nu știu dacă pot să fac așa și acum. O fac așa. Da. Deci plus 4.000. Plus 4.096. Acum 2 la 7. Și minus? Minus 2 la 7, da? Să vezi cât este 2 la 7. 2 la 7 aș putea să-l scriu. Aș putea să-l scriu. 2 la 8, da? Da. Minus. Nu minus. Înmulți cu 2 la... Pe 8 acela minus 1. Așa, da. Și egal mai departe? Nu. Păi tot a rămas 2 la 8. Că e minus 1 plus 1. Și face... Deci pe 2 la 8 da, minus 1, e tot 2 la 7, că 8 minus 1 face 7. Acum, tu vrei să te legi de 2 la 8, înțeleg eu, nu? Da. Adică minus 1 acela înseamnă împărțirii la un 2, îți lipsește un 2, practic, rămân numai câți de 2 la mulțirii? 7. Deci lipsește un 2, adică de parcă 256 parcă era, împărțim la 2. Ca să te convingi, a scris 2 la 7 egal cu 2 ori 2 ori 2 de 7 ori să te convingi. 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 7 ori. Primii 4 fac 16, parcă. Nu? Ca așa 16. Și ceilalți 3 fac 8. 2 la 3, 2 ori 2 ori 2. 16 ori 8 fac 6 ori 48. 128. Adică jumătatea lui 256. Ia vezi tu, jumătatea lui 256 e adevărat? E adevărat. 100... Cât ai zis tu? 28. 128. Și acum urmează să
faci adunarea și primul scăderea aceea, ia să vezi, adunăm 4096, adunat cu 1024, cu 256 și scăzut 128 pe urmă. Deci am așa 6 plus 6 12 plus 4 6 6 țin 1 mic. Îl adaug pe 1 ăsta din mic de 9 și atunci am 10 plus 2 plus 5 7 17 17 țin 1 mic 0 0 0 3 5. Ăsta scăzut din el, scăzut din el 128. Și am așa. Se mai vede? Da. 6 minus 8 nu se poate numărul 10 minus 8 de pe 6 8. Iar a rămas 6 minus 2 ci 4. Iar 3 minus 2 5. Da? Acesta este rezultatul. Am muncit destul de mult, să recunoaștem, să le spunem prietenilor noștri că nu ne-a fost ușor. Pune rezultatul acolo într-un spațiu mai liber, acolo mai sus, unde ai cu A pe lângă B plus C plus D, ai un spațiu liber acolo sus. Și scrie rezultatul final, 5248, când trebuie să ștergi de sub și să dau, să spun o șmecherie. Foarte tare va face. Deci, nu acolo. Pune o linie despărțitoare, așa că nu se leagă deloc egal acolo. Pune rezultatul în sine, 5248, ca să-l reținem. Da? Acesta e rezultatul care ține. Și acum șterge calculul acesta de sub cele două rânduri. Nu, proprietățile, lasă-mi, că mă interesează. Nu, mai jos. Nu, de ultimele două linii, te rog. Atât. Atunci ce scrie? Deci era la 5-a, 2 la 5-a era, și uite-te în dreapta, era pe urmă 2 la 7-a, plus 2 la 7-a, așa, plus 2 la 3-a mai era, este 2 la 3-a și minus 2, da, e bine acum. Știi de unde am recuperat? Ia să văd dacă știi de unde am recuperat. Acolo m-am uitat, 2 la 5-a, de la distributivitate. Și recuperează tu. 2 la 3. Ai, e prea umed, se șterge tot. Așa. Da. Ce operații? Ce operații acolo? Nu. Nu mulțire este acolo sus. Uite-te în dreapta. Uite-te în dreapta și pune cum trebuie. Plus? Nu, uite-te tu, uite-te la egal. Deci A ori B. A ori B minus A. A. Păi vezi, A ori C. Și apoi uite și la cealaltă. Ori C. Da, plus? A ori D. Păi plus A ori D. De ce era ori? Deci, atenție multă, că ți se distribuie mulțirea operațiilor de adunare și scădere, atâta în paranteză, adunări și scăderi. Așa înseamnă că se distribuie. Bun, am refăcut, dar ai văzut, fiindcă am avut rezultatul din dreapta, ne-am dat seama ce se află în față. Deci, au care era comun, au era și la B și la A și la C și la D, AO era comun și la B și la C și la D și este în față și în paranteză se află. Cine? Se află B-ul, C-ul și D-ul. Da? Bun. Acum,
Deci ne uităm la exponenții aceștia. 8, 10, 12. Și ce este, ce a fost în plus între 2 la 10 și 2 la 17? Era plus, parcă. 2 la 10 și 2 la 17 este plus. În mod sigur, plus a fost. Acum, ăla a fost rezultatul. De acord. Dar eu vreau, că l-am pus rezultatul sus, vreau să scriem într-un alt mod acolo, șterge rezultatul, că l-avem scris. La el trebuie să ajungem, dar pe o altă cale. Prin operații cu putere. Aici vreau să fii prezentă și să înțelegi așa, că ne uităm la toți exponenții. Exponenții sunt 8, 10, 17, nu, ce este 12 parcă este acolo, nu? Deci 8, 10 și 7. Și cel mai mic dintre ei care este? 7. Corect. Deci îl scrim pe 8 în funcție de 7. Adică în loc de 8 să zicem cât? 7 plus 1. Deci egal mai departe cu 2 la, scriem așa, 2 la puterea, 7 plus 1, plus mai departe, plus 2 la puterea 5 plus 5. Nu, tot cu 7 vreau. Tot cu 7. Deci 7 rămâne de bază. Okay. Plus 2 la puterea 7 plus 3. Da. Plus... Aici e 12 când înțeleg. 12, așa. 2 la puterea 7 plus 5. Așa. 2 la puterea 7. Atât. El a rămas, că el e cel mai mic. E minus 2 la 7. Minus, așa era scris acolo, minus 2 la 7. Uite-te că este minus. Uite-te tu în stânga egalului. E minus. Deci a fost minus, așa l-am copiat. Acum, în loc de la 2 la 7 plus 1, cum putem scrie? În loc de 2 la 7 plus 1? Da. De unde provine adunarea exponenților, dar la ce operații? Când se adună exponenții? Ce au fost înainte? Ne gândim. Exponenții se adună când e ori. Așa, adică 2 la 7 ori 2 la 1. Da? Deci egal la acela, egal mai departe, în loc de 7 plus 1, putem scrie 2 la 7 ori 2 la 1. 2 la 7 ori 2 la 1. Plus, mai departe, vorbești tu. Plus 2 la 7 plus 2 la 7 plus 3, putem să scriem 2 la 7. Da. Nu plus, ori. Ori, tu ai spus. Ori. 2 la 3, sigur că da. Deci adunarea exponenților provine de la o mulțire. Plus 2 la 7 ori 2 la 5 minus 2 la 7. Corect. Și egal mai departe cu... Am scris 7 lucruri mari. Și egal... Uite-te sus la proprietatea aceea. A pe lângă B plus C plus D. Uite-te sus. Da. Înseamnă A ori B plus A ori C plus A ori D. Cine este factorul comun peste tot? În dreapta, la egal. Au ori B este... Au. Așa, în cazul nostru la ieșitul ăsta, cine este factorul comun peste tot? 2 și 7. 2 la 7 este, da? Dar atât vreți să scriem 2 la 7 ori în paranteză 2 la 1, nu? Foarte bine. Plus, așa, din al doilea ce a rămas? 2 la... 7 ori 2 la 3. Nu, pe 2 la 7 le-ai pus. Nu mai este 2 la 7, le-ai pus în față. Nu mai o rămas ține din factorul acel, din termenul respectiv. Pe 2 la 7 e în față. O rămas numai 2 la 3. Uite-te la proprietate din nou sus. Păi uitați ce scrie. Așa, eu așa văd. E 2 la 7 ori 2 la 1, plus 2 la 7 ori 2 la A. 3, plus 2 la 7 ori 2 la 5, minus 2 la 7. Deci 2 la 7 este peste tot. De aceea l-am pus în față și 2 la 7 pe lângă.
el este cel care e comun tuturor. Uite-te la proprietatea de mai sus, A pe lângă B plus C plus D. A pe lângă B plus C plus D egal cu A ori B plus A ori C plus A ori D, da? Și noi avem egalitatea citită acum de la sfârșit la început. De la sfârșit. Adică noi avem A ori B plus A ori C plus A ori D. Și fiindcă A este la fiecare termen de 3 ori, l-am pus în fața parantezii. A egal, deci egal cu... Deci egalul vedem acum de la sfârșit, din membru drept spre membru stâng. A pe lângă. Și din primul a rămas doar B-ul, din al doilea a rămas doar C-ul și din al treilea a rămas doar D-ul. Așa suntem și noi aici. Am zis 2 la 7 pe lângă, din primul a rămas cât a rămas? 2 la 1, ai spus bine, plus din al doilea cât a rămas? Doi la a treia, sigur că da. Plus 2 la a treia. E 2 la 7 în față. Plus mai departe. Plus 2 la a cincea. Da. Minus de... Atât. Minus 1. Că acolo se subînțelege 1 ori 2 la a șaptea. Deci numai 1. Că dacă spune nimic, nu era adevărat. Rămăsese 1. Să înțeleagă toți prietenii noștri, acolo unde e minus, pune în față un 1. Minus 1 ori 2 la a șaptea. Minus 1 ori 2 la a șaptea. Unde mai sus? În rândul al doilea. Nu acolo. Deci în rândul de deasupra mâinii tale, unde e ultimul minus 2 la a șaptea, mai pune plus ori 1. Nu, în rândul mai jos, rândul următor, de acolo. Că tu acolo ai citit, când ai zis. Stop, ai răbdare. Hai să luăm la început. De egal cu 2 la 7 ori 2 la 1, ai scris așa, da? Nu, în rândul de deasupra acestuia. E alesia. Hai să o luăm așa. Noi am plecat cu ieșițul 2 la 8, plus 2 la 10, plus 2 la 12, minus 2 la 7, da? De acolo să luăm, să rubărim. Da. Deci 2 la 8, plus 2 la 10. Și egal mai departe cu cine, am spus? Aici? Egal. Nu. O luăm de aici, de unde îți propunem. Deci 2 la 8, plus 2 la 10, plus 2 la 12, minus 2 la 7, este egal cu. Da? Egal cu. Da. Și pe 8 l-am scris ca fiind cine? 2 la 7 plus 1. Da. Plus. În loc de 10 am zis ce? 2 la 7 plus 3. Așa. 2 la 12? 2 la 7 plus 5. Da. Și 2 la 7 au rămas așa. Acolo pune ori 1. Cât 2 la 7 ori 1, toate același lucru, da? Da? Ori 1. Nu ai modificat cu nimic ieșițiul. Nu? La mulțire cu 1 nu influențează rezultatul. Orice număr împulțit cu 1 rămâne, nu, același număr. Și egal acum de desubt. 2 la 7, da? Urmărim egal cu 2 la 7 ori 2 la 1, când ne întrebam de unde provine adunarea aceea. Nu, dar nu mai scrie acolo. Este scris egalul 2 la 7 ori 2 la 1. Deci după ce ai spus ori 1, rândul următor este așa. 2 la 7 ori 2 la 1. Este scris deja. Da? Deci reluăm încă o dată. Unde am ajuns? Cu 2 la puterea 8, 7 plus 1, plus 2 la 7 plus 3, plus 2 la 7 plus 5, minus 2 la 7 ori 1 și egal mai departe cu dedesubt și a început. E 2 la 7 ori 2 la 1, este adevărat? Da. Plus 2 la 7 ori 2 la... Vorbește tot, te rog. 2 la 7 plus 2 la 1, plus 2 la 7 ori 2 la 3, plus 2 la 7 ori 2 la 5, minus 2 la 7. Ori 1. Pune și aici, ori 1. Este exact de sus. Și acum, când am scos pe 2 la 7, care e comun tuturor, în paranteză ai spus, din primul mi-a rămas cât? Din primul termen al adunării. 2 la 1. 2 la 3. Da. După aia mi-a rămas 2 la 5 și apoi minus 1.
minus 1, asta, de acolo, minus 1, și ai închis paranteza, și egal mai departe cu 2 la 7 pe lângă, deci egal cu, continuu să lucrezi, pe linie, acolo, acolo mai, așa, pe linie, deci așa, egal cu 2 la 7 care era în față, 2 la 7 pe lângă, la 7 pe lângă, și în paranteză să calculăm. Primul este 2 la 1 care e 2. Deci 2. Dar unde te uiți? În paranteza care o ai în urmă. Că era 2 la 1, da? 2 plus. Ce urmează acolo? 2 la 3. Cât face oare 2 la 3? Adică să descompun. Ei, dar faci repede, că e ușor de reținut de acum. 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Să rezolv. Ah, ok. Credeam altceva. Păi atunci am 2 ori 2 ori 2 de 3 ori 8. 8. Deci plus 8. Plus 2 la 5 cât se facă? De 5 ori 2, adică 32, cred. Da. 32. Plus 1. Minus 1. Și egal cu 2 la 7, pe lângă. Pe lângă... Facem calcul din paranteză. 2 și 8 fac 10. Plus 32, 42. Minus 1, 41. Minus, deci, ori 41. Ori 41. Ei, și 2 la 7 cât am zis noi că face? Parcă am calculat. Parcă era 128? Că 2 la 8 a făcut 256 și 2 la 7 128. Așa este. Deci egal cu 128 ori 41. Ei, să facem mulțirea asta, 128 ori 41. Ok, am să fac pe cealaltă parte. Uite, în colțul acela de sus, în, ori acolo, cred că vine, ori chiar sub mai jos, ai un colț liber acolo, mâna dreaptă, acolo. Acolo fă și pune așa o linie despărțitoare și fă mulțirea asta, 128 ori 41. Așa. Începem cu un 0. Da. Deci începem cu un 0. Și acum am cu 4. 4 ori 8, 32. 2. 3 în minte. 4. Da, zic corect, mă uitam mai bine. Deci 8. 11. 1. 1 în minte, 4, 5, 8, 4, 2, 5. Cât ți-a dat? 5248. Uite-te că ce rezultat trebuia să ne dea? 5248. Fantastic, fantastic. Pe care cale ți s-a părut mai ușor? Prin care metodă? Cea care am făcut-o înainte, când am calculat pe 2 la 8, odată 256, 2 la 10, 1024, 2 la 12, 4000, nu știu cât. Prima. Deci care variantă ți-a... Prima, cu calculul efectiv? Nu, da. Nu, noi am avut de calculat 2 la 8 plus 2 la 10 plus 2 la 12 minus 2 la 7. Și tu ai șters asta, nu mai știi calculul acesta, se vede în film. Dar în film, noi am calculat 2 la 8 și ne-a dat 256, 2 la 10 1024, 2 la 12 ne-a dat... A fost mai ușor. Ți amintești, nu? Da, aia mi-a plăcut mai mult. Aceea ți-a plăcut mai mult, știi de ce? Hai să spun de ce. Ți-a plăcut pentru că tu ai calculat, te-ai simțit tu mai bine că ai făcut 2 ori 2 ori 2 ori 2, nu știu, 2 la 10, nu știu ce. Dar mult mai șmecher este asta,
Când n-a mai trebuit să calculăm așa, am sesizat că 2 la 7 este comun, l-am scos în factor și în paranteză ne-au rămas niște numere mici de calculat. 12 cu 10 și cu 32, 42 minus 41 și am înmulțit acolo 2 la 7. Este mult mai rapid. Este mult mai rapid, dar ție încă nu ți este clar ce înseamnă factorul comun. Tu n-ai înțeles încă proprietatea aceea foarte importantă, că A pe lângă B plus C plus D, A înmulțit cu o paranteză, în paranteză sunt numai plusuri și minusuri, da, acolo, se înmulțește A cu fiecare din ei. Asta e proprietatea, cu fiecare. Cu primul, cu al doilea, cu al treilea, da? Și acum egalitatea poate fi citită și înapoi. Adică plecând de la membru drept, A ori B, plus A ori C, plus A ori D, și egal cu, spre membru stâng, A pe lângă B plus C plus D. Adică ce înseamnă? Că scrim pe A o singură dată, pe lângă, și în paranteze ce au rămas? B plus C plus D. Ei, asta proprietatea am aplicat-o. De aceea, luându-ne, întorcând la exercițiul nostru, a fost 2 la 8 plus 2 la 10 plus 2 la 12 minus 2 la a 7. Și ne-am uitat la toți exponenții 8, 10, 12, 7. L-am văzut că cel mai mic este 7 și atunci am scris pe 8 ca fiind, vorbește tu, pe 8 la fiind... Am scris pe 8 ca fiind... 2 la 7 ori 2 la 1 plus 2 la apoi pe 2 la pe 2 la 10 l-am scris pe ca 2 la 7 ori 2 la 3. Pe 2 la 12 l-am scris ca 2 la 7 ori 2 la 5. Și pe 2 la 7 l-am lăsat 2 la 7 ori 1. Da, continui. Am văzut când termenii ăștia adunați scăzuți acolo, există un factor comun pe cine? Subliniază-l care este comun tuturor. Subliniază-l tu cu culoare acolo. Pe 2 la 7. Așa, subliniază pe 2 la 7 peste tot. Așa, acolo. Nu, numai în linia asta. În linia, unde vezi pe 2 la 7 ori 2 la 1, plus 2 la 7 ori 2 la... Așa. Acolo încadrează la ceva. A, pe urmă, altul. Acolo. Îl vezi și acolo. Și așa. Și făzându-l în cele 4 poziții, le-ai scris o singură dată în factor și sublinează-l cu altă culoare, 2 la 7, scris o singură dată. Pe ce rând? Pe rândul dedesubt, na, dedesubt, exact dedesubt. Acolo le-ai văzut o singură dată, le-ai scos în factor, adică le-ai pus în fața unei paranteze. Și ce a rămas din prima paranteză, din primul factor, a rămas 2 la 1, le-ai pus în paranteză. Din următorul termen, a rămas 2 la 3, apoi 2 la 5 și minus 1. Deci, același lucru de desubt, exact ca la proprietatea de sus, pe A pe lângă B plus C plus D egal cu A ori B, A ori C, A ori D, A fiind comun, l-am scris în paranteză, în față, A pe lângă, în cazul nostru este 2 la 7 pe lângă, B, în loc de B e 2 la 1, în loc de C, este 2 la 3, în loc de D este 2 la 5 și noi mai avem încă unul, că sunt 4 termeni acolo adunării. Deci, proprietatea, orice egalitate, se citește din stânga spre dreapta și din dreapta spre stânga, adică membru stâng egal cu membru drept și membru drept egal cu membru stâng. După situația care au un teren, în exercițiu. În loc să facem 2 la 10 ori 2 la... Îți dai seama, dacă eu dădeam 2 la 23 ori plus 2 la 75 plus nu știu ce, nu puteai să mai calculezi. Că nu puteai tu stai în noaptea asta și dă un număr atât de mare, încât nici nu îl poți citi. Dacă zici... Ce dă un număr mare? Uite, calculul, spune-mi tu cât face 2 la puterea 57.
Știi ce înseamnă acest număr? Ca să-l scrii. Înseamnă 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 57 de ori. Ca să-l mulțești 2 ori 2 ori 57 de ori, înseamnă numai de 10 ori fac 1024. Iar de 10 ori 1024. Iar de 10 ori 1024. Și vine 1024, 1024, 1024. De câte ori acolo am zis eu? De 5 ori. Și iarăși 2 la 7. Deci dă un număr foarte mare, foarte mare. Cu cât e 50? Zic încă o dată că n-am înțeles. 1024 ori 50? Nu. Nu. E 1024, nu e ori 50. E 1024 ori 1024 ori 1024 de 5 ori. 1024 e de 5. 1024 ori 5. Da? Deci, și cu cât e mai mare exponentul, cu atât rezultatul va fi mai mare. Deci, proprietatea care o avem aici de distributivitate, A pe lângă B plus C plus D, egal cu A ori B plus A ori C plus A ori D, se citește și înapoi. Și te uiți că în membru drept este o adunare de trei termeni, A ori B plus A ori C plus A ori D, și tu văzând că A-ul este comun, îl scrii în fața unei paranteze, iar în paranteze doar ce ți-a rămas din fiecare? A rămas B-ul plus C-ul plus D-ul. Asta am avut noi aici, în clipa în care am reușit pe 8 să scriem ca 7 plus 1, pe 10 ca 7 plus 3, pe 12 ca 7 plus 5 și l-am scos în față, în paranteză a rămas ușor de calculat. Foarte ușor, un număr mic, 41. Și doar atât am calculat. Pe 41 ori 2 la 7, care însemna 128, și am redus calculul foarte mult. În loc să fac mulțirile acelea, adună 2 la și să fac calculul acela, am redus, am câștigat foarte mult timp. Vreau să scot în evidență lucrul pe care tu, neînțelegându-l încă în momentul de față, nu ești încântată de proprietate, că încă nu ți-e limpede. Și eu am să mă străduiesc să insist pe asta. Poate în lecțiile care urmează, că acum ești obosită, deja ne-am dus peste 2 ore, și să ne întoarcem în lecția, dacă mă poți întoarce din film, ca să încheiem discuția, că noi suntem încă în film, nu așa? Ia întoarcem în film, ca să încheiem discuția acolo, să vezi de ce te-am dus eu pe aici. Ce motiv am avut? Mă așez aici ca să pot să dau din nou, să vedem. Așa, așa. Să dau din nou aici. Da. Dacă mai am... Da, e încă aici. E minunat. E minunat că este acolo și putem să ne ducem direct în lecția. Se vede? Da, și fă-l mai mare, te rog. Așa. Și de drum acum. Suma asta se vede la 7. Să arătăm că suma aceea se parte la 7. Bate exact. Fără rest. A fost asta, da? Deci, arătăm că suma asta se bate exact la 7. Am putea face calcul. 2 la 5 cât este? 2 la 5 ai... 2 de 5 ori și putem face, că găsim un număr. 2 la 6 putem. 2 la 7. Dar adunăm suma toată și împărțim la 7. Da. Păi ideea e mai și mai chiar. 2 și adunăm cu... Până nu-i mulțirii. Păi e mulțirii. E adunare. Dacă e plus de 3, nu putem să facem așa? Nu putem face asta, deci atenție, numai la mulțirii. De-aia am lăsat-o pe asta, ca să punctăm, să vedem exact. Deci, atenție multă. Dacă ar fost la 6, la 6, la 6, la 5, la 2, nu puteam face totul la 6.
Gândește tu pe 2 la 6-a să scrii într-un fel ca să vezi 2 la 5-a. 2 la puterea 5 plus 1. Ori, dacă 2 la 5 plus 1, așa. Deci, suma ies egal cu 2 la 5-a plus 2 la 5-a plus 1. Plus 2 la 5-a plus 2. Da. Egal. Așa să vă pun una dimensiune foarte importantă. O să pun acolo și o să sublinez cu roșu. Merită toți prietenii noștri care știu. Și nu numai prieteni, vreau să fac o lecție și pentru profesori. Cum am venit trebuie predat. Că așa, dar nu fac niște un formul elementar, să pregătesc, mă pregătesc la greșiții, din ceață, nimic nu știe nimic. Deci, așa pregătesc, da? Deci acum, după ce am exersat așa, am sensibilizat o slăbiciune care ar fi vrut de-a pentru adunare și de s-o interes. Dar în continuu ideea asta, pe ceea ce am spus mai înainte. Și acum, Daria, 5 plus 1, ce te determină să spui? Dar fiind 2 la 5 ori 2. Altea. După proprietatea aia care a stat invertit. Uite, aici ce m-am făcut asta. Deci când vine adunare, când vine adunare, înseamnă descompus în 3 la a 4 ori 3 la a 5. Noi avem adunare exponențelor. Bine provine adunarea exponențelor, dar au fost înmulțiri. A fost 2 la a 5 ori 2 la a 1. Deci zicem egal cu 2 la a 5 plus, te rog să vorbești tu. 2 la a 5 plus 2 la a 5 plus 2 la 5 ori 2 la a 3 plus 2 la a 5 ori 2 la a 2. Așa. Și la urmă? Aici avem o adunare de 3 termeni. 1, 2, 3. Ce observăm la cei 1, 2, 3 termeni? Au 2 la 5 atunci. Toți au pe 2 la 5. Și apare ideea factorului comun. Deci factorul care e comun tuturor e 2 la 5. Îl vedem și aici, îl vedem și aici, îl vedem și aici. Deci sunt 3 termeni ale adunării. Și atunci să dăm un factor comun? Am făcut distributivitatea. Am trebuit să jucam, vedeam factorul comun rapid și ieșeam. Aici ești un pic recer. Dovadă că nu s-a mai lucrat așa intens la clasă, are... Corect. Hai. Uite, asta îmi place. Ca să insistăm încă o dată. Încă nu prea mi-a fost așa clar.
Foarte bine, foarte bine. Este minunat. De la sumă, sumă să se împarte acolo. De acolo iau. Ok. 2 plus 2y plus 4z. Observăm că putem să facem factor cu un pe cine aici. Nu, iau de unde crezi tu când nu ai înțeles, că tu știi mai bine de unde ai înțeles. Adică de unde ați scris cu X și Y? Dar acum vreau cu un exemplu, acum vreau să dau un exemplu, dar acolo când a fost 5 plus 1, 5 plus 2, cum am scris, ți-a fost clar? Aici am înțeles, aici am înțeles. Ei, eu știi ce observ acum, ca și la tine, că eleva respectivă nu înțelege că 2 la 5 este în 3 locuri. Este la început, este pe urmă 2 la 5 care e înmulțit cu 2 la 1 și pe urmă 2 la 5 e înmulțit cu 2 la 2 și ea nu înțelege ce să scoate pe 2 la 5 în factor, adică să-l pună 2 la 5 pe lângă. Fiindcă nu înțelege, eu viu cu un exemplu și zic 2 ori X plus 2 ori Y plus 4 ori Z. E un alt exemplu. Da. Ok. Deci e un alt exemplu care să mă ajute să îmi sprijine exercițiul de mai sus. Ea că e legat de exercițiu, că altfel nu am înțeles. Da. Nu mai trebuia să notez cu yes. Nu trebuia să notez cu yes, ci pur și simplu să fi luat yes 1 sau yes 2, alte expresii. Și eu ca să scot în evidență prezența lui 2 la 5 de mai sus, am luat-o cu 2. Și acum încerc să scoate pe 2 în factor comun. Și să vedem ce spune. Mai egal mai departe. Și zice 2. Cum se vorbește? 2 pe lângă. 2 pe lângă X. Da. Așa că a rămas X din prima. Plus. Plus 4, plus 2. Exact ce am făcut noi și la exact. Proprietatea. Am înțeles. Așa. Ce dacă ne-am dus înapoi conform distributivității? Dacă mulțește, vine 2x 2x plus 2y plus 2x ori 2 ori y ori 2 ori z. Ori 2 ori 2z și face 4z. Ca și înainte, că 2 ori 2 face 4. Este exact așa, nu? Este așa. Și acum tot ce facem, da? Deci nu cumva și aici pot să spun de la 5 ori 1, ori 1, vezi? Da. Și acum nu se vede factorul comun peste tot în cei trei termeni, vedem cum a fost 2 aici, mai văzut pe 2 aici, îl vedem pe 2 la 5. Uite. Și acum ce fac? E comun. Sigur că da, deci egal cu 2 la 5. Pe lângă. 2 la 5 pe lângă 1. 1. Plus 2 la 3. Așa. Plus 2 la 2. Și egal cu 2 la 5. 2 la 5. Ori. Păi 2 la 3 e 2. Stați că m-a pierdut. O mai dau o dată. Te rog. Plus 2. Plus 2 e 10. Ce dacă ne-am dus înapoi conform distributivității și mulțim exact asta de aici. 2 ori x plus 2 ori y plus 2 ori y plus 4, 0. Da? Deci... Stop. Spune stop. Aici stop și iau încă o dată. Un pas în urmă ca să înțelegi. Când zic 2 ori x plus 2 ori y plus 2 ori 2 plus 4, 0. Deci eu insist aici și... Nu, asta mă înțelegi. Bun. Acum, dă drum mai departe, dacă înțeles. Egal. Mai departe nu. Aici pot să spun de la 5-a ori 1, ori 1, ori 1,
Și acum o să vedem factorul comun. Peste tot în cei trei termeni, vedem cum a fost doi aici. Cum a fost doi acolo, aici. Da. Îl vedem pe doi la... La cincea. Și aici. Și aici. Și acum ce fac? E comun. Dau pe doi la cincea. Sigur că da. Deci egal cu doi la cincea. Pe lângă. Pe la cincea, pe lângă unul. Unul. Plus... Doi la cincea. Așa, plus? Și egal cu 2 la 5, stop, 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 stop. Dacă nu ți-e clar aici, Alesia, ce nu ți-e clar no. aici, te rog? Nu ți-e clar, nu? Nu, no, deloc. Mai vin o dată, mai vin o dată în spate. Încă puțin, așa. Și acum ce fac? E comun. Stop. Deci ce vedeam acolo? Că 2 la 5 e la cei 3 termeni. Acum mi-ai prins acoperiți, nu vezi nimic. Mai lasă să se curăță, domnul. A stop. Deci au rămas acolo din primul deci, termen 1. 2 la 5 și a scris 2 la 5 pe lângă. Așa. Și din primul termen a rămas 1. Stop. Stați să vă dați. Ore. Și egal cu 2 la 5-a. 2 la 5-a. Acum. Da. Deci din primul de aici a rămas 1. Da. Plus aici a rămas 2, ăsta de aici. Așa, ăla. Că 2 la 5-a e în față. 2. 2 la 5-a e în față. E pus. Egal cu 2 la 5-a. E pus în față, nu? E pus. Și a rămas doar 2 la 2. Încă o dată, Alesia, încă o dată. Arată tu acolo cu cursorul. Deci din primul cât a rămas? Dacă pe 2 la 5 a rămas 1. Da. Din al doilea? 2. Dar deci 2 la 5 ai pus în față. Deci în fața parantezii. Păi da, dar e aici, nu am de ce. A rămas 2. Atâta, corect. Da, ăștia trei, nu mai am ce să facă să fie aici. Exact, 2 la 5 ai pus. Și următorul mai este încă plus, al, plus 2 la a doua, nu? Da. Perfect. Acum ai înțeles de ce a rămas în paranteză așa? Da. Deci fiind 2 la 5 la cei trei termeni, fiind l-am pus... cei trei aici, ne-au rămas 1, 2 și 2 la 2. Dacă mulțești, cum mulțești pe 2 la 5 înapoi? Vine 2 la 5 ori 1, plus 2 la 5 ori 2, plus 2 la 5, nu din mem, așa, 2 la 5 ori 1, 2 la 5 ori 2, plus 2 la 5 ori 2 la a doua. Adică exact cum este în stânga. Dar noi nu o să mai mulțim, că de acolo am venit. Și acum, egal mai departe, să vedem ce facem. Și în 2 la 6. Ce crezi că vom face? Vom aduna în paranteză. 1, 2, 3. 2. Da? Și 2 la 4, și 2 la 6, și 1 la 7. Și 2 la 5 la 7 se divide la 7. Adică se împarte, dar nu e 7. Da, pentru că unul din factorul e 7. Să ne întoarcem, Alesia, deci dacă ai face acum 2 la 5 ori 7, îți dă un număr. Dar de ce să mai faci? În calculez, fac... Cam doar 7, adică calculez 2 la 5 cât e și apoi ori 7? Sigur că da. Dacă vrei să găsești rezultatul. Dar nu mai trebuie să mai faci, că 2 la, ca și cum mai spune așa, 2 ori 3 se împarte la 3? Da. Sigur că da. Așa și aici, 2 la 5 ori 7 se împarte la 7? Sigur că da. Că unul din factori se împarte la 7. Și gata, e greșit-o. Că noi trebuia să arătăm că suma aceea toată, iată, ia dăm drumul acolo să vezi ce spun. Că suma S se divide la 7. Ideea era nu să calcul numele de sine, pentru că numele sunt foarte mari. Ci, pur și simplu, să ne creăm condiții pentru a dea factorul comun 2 la 5, pentru că pe 2 la 6
Puterea surprinde dată din 2 la 5 ori 2, 6 din 5 plus 1. Pe 2 la 7 am putem surprinde dată din 5 plus, adică 2 la 5 ori 2 la 2. Vedem aici factorul comun și îndată, după calcul, paranteza apare 7. Și asta înseamnă că se divide la 7. Mai facem unul? Ia să vedem. Zicem așa. Suma dintre egal cu 2 la a 9 plus 2 la a 8 plus 2 la a 7 plus 2 la a 6. Toate astea să arătăm că se divide la 15. Stop. Stop. Hai să o facem noi. Pe căițel tu lucrezi și vorbești acum. După model, te uiți la tablă și cum am gândit acolo, să încercăm și aici la ieșițul ăsta. Cred că am zis, mai facem un exemplu. Încearcă tu acum și lucrezi. Da, fără să... să scriu acum. Deci să scriu S egal 2 la 9 plus 2 la 8 plus 2 la 7 plus 2 la 6, închid paranteza, se divide la 15. Ok. Calculăm mai întâi suma deoparte. Hai să zicem, calculăm suma, o luăm deoparte. Deci. Fără să dai drumul la film, calculăm suma, adică luăm deoparte. 2 la... Da, 2 la 9 plus zimși. Deci 2 la 9 este egal. Nu. Calculăm suma, adică o scrii toată. 2 la 9 plus 2 la 8 plus 2 la... Suma aceea toată, paranteza, o luăm toată și lucrăm asupra ei. Deci ei scrii din nou 2 la 9 plus 2 la 8 plus 2 la... 7 plus 2 la 6 egal cu și lucrăm. Dar stați să văd ceva. Acum stați. Ce vedeți acum? Acum nu mai văd nimic. Adică cum adică nimic? Nimic? Deci nu mai e negru atât. Văd negru în fața ochilor. Acum tabla mea și minimizată, da? Ok, am și-ai mărit-o. Deci, am scris 2 la 9 plus 2 la 8 plus 2 la 7 plus 2 la 6 am împărțit la 15. Bun. Și acum să calculăm numai suma asta. Da. Deci eu, fără să mai zici împărțit la 15, să calculăm cât ar fi rezultatul calculului 2 la 9 plus 2 la 8, fără să zici împărțit la 15. Atât. E calcul. Deci luăm suma celor patru termeni și încercăm să calculăm. Da. Păi și o variantă ar fi să calculăm cât face 2 la 9, chiar un pic cât face 2 la 8, păi cât da, face 2 la 7. 2 la 6. Și pe urmă să le adunăm numerele acelea și pe urmă să vedem dacă se împarte la 15. Asta ar fi muncă, să spunem, brută, o muncă grea, foarte grea, consumă foarte mult timp calculul în sine. Dar dacă ești atentă, observăm că cel mai mic exponent este cine? 6. Ei, și atunci să scriem pe, cum am făcut înainte. Să scriem așa, 2 la 6. 2 la 6. Da. Ori 2 la 1-a. 2 la 6 ori 2 la 1-a, dacă ar fi fost 7, dar e 9 acolo. 2 la 6 ori 2 la câta până la 9? Primul e 2 la 9, nu? Da, e 2 la
9, 3 la 8, 2 la 6? Ei, în loc de 2 la 9 trebuie să scrii cu ajutorul 2 la 6. Deci scrii 2 la 6 ori 2 la 3. Că de la până la 9 se mai trebuie 3. Nu așa? A, spuneați că ca să dea 9. Așa, păi dacă e 2 la 9 în locul lui, e scris 2 la 6 ori 2 la 3 plus, mai departe să zici tu. Plus 2 la 6 ori 2 la 2. Da. Ca să dea 8. Plus da. 2 la 6 ori 2 la 1 ca să dea 7 și... 2 la 6 ori 1. 2 la 6 ori 1, perfect. Și egal mai departe, ce observăm? Aha. În suma asta de 4 termeni, există cineva comun peste tot. Egal mai departe cu? Cine este comun acolo? Așa, deci... O să scriem 26, 2 la puterea 6, ori, da. O să scriem în paranteză, da. 2 la puterea 3, da. Plus 2 la puterea 6, 2 la câta? 2 la 6 ai pus în față. A, că e în față, da, și atunci am 2 la 2, da. Plus 2 la 6 l-am în față, deci 2 la 1, închid paranteza ori 1. Nu, a rămas 1, a rămas în, tot în paranteză, că pe 2 la 6 l-ai pus în față, deci a rămas ori plus 1, plus 1, în paranteză este plus 1. Nu, ori 1? Nu, păi, ori când a fost 2 la 6 ori 1. Dar fiindcă le-ai pus pe 2 la 6, toți cei patru termeni aveau pe 2 la 6 înmulțit cu. Primul avea înmulțit cu 2 la 3, celălalt avea cu 2 la 2, celălalt cu 2 la 1 și celălalt avea cu 1. Da? Era ori 1. Și atunci când le-ai pus pe 2 la 6 în față, în paranteză, au apărut... Ce au mai rămas din fiecare? Sunt patru termeni. Din cei patru termeni? Din primul au rămas... ce era înmulțit, adică cu 2 la 3. Din al doilea era înmulțit cu cine? O dispărut 2 la 6, că l-am pus în față, ori urmați 2 la 2. Următorul era tot așa, înmulțit cu 2 la 1, l-ai pus în continuare plus 2 la 1 și din al patrulea termen a rămas plus 1, că pe 2 la 6 l-ai pus. Deci 1 acela este în paranteză, în interiorul parantezii. Nu vine așa? Ba da. Egal deci, mai departe. Egal mai departe cum? Calculez. Da. 2 la 2 la 6 ori, deschid paranteza și adică calculez paranteza. Așa. Și zic așa, și încep să calculez. Și zic că prima dată calculez 2 la 3. Cât face? Și am 2 ori 2 ori 2, 8. Și am 8 în paranteză, plus 2 la 2, adică 2 ori 2, adică 4, plus 4, plus 2 la 1, 2, plus 1. Exact. Închideți paranteză și egal cu. Și egal cu. Egal cu 2 la 6 ori... 8 plus 4, 12, plus 2 plus 1, 15. 15. Și am 2 la 6 ori 15. Ăsta este rezultatul. Și trebuie să arăți că suma asta se împarte la 15. Se împarte? Se împarte, da. Sigur că și spunem, 2 la 6 ori 15 se divide la... La 3. La 15, sigur că se divide la 15. Și da. N-am mai trebuit să faci calculul. Vezi, în mod normal, în munca aceea de până acum, de până în clasa a 5-a, până la calcul cu puteri, ce trebuia să faci tu?
trebuia să... Deci trebuia să înmulțești pe cine? Pe 2 la... Da. E foarte bine. Acum mă bucur foarte tare pentru că ai înțeles mai, felul în care ai înțeles, ai și redactat. Și vezi ce înseamnă să insistăm, să insistăm? Pentru că nu poți să ajungi la un rezultat decât după ce muncești mult. Și trebuie să fii perseverent, să ai această calitate a tenacității, a insistenței. Mai spuneam și altă dată, cel care, alpinistul acela care să ajungă să înfingă steagul tocmai sus pe munte, acolo să cucerească, nu, vârful acela, nu se poate decât după un foarte mult antrenament și după foarte multă muncă. Ia să vedem cum a făcut profesorul aici, să-l ascultăm și pe el. Vrei? Să dăm drumul și să vedem ce a făcut el acolo. Cum îi explică? Reușește să convingă? Eleva ce a înțeles? Așa, să mai regază. 2 la a 9 minus 3. Adică tu ai pus ochiul pe cine? 6, pe cel mai mic. Exact cum a spus. Așa. Și atunci, în 8 din 9, să zice cât? 9 din 9, zice 6 plus 3. Nu vine așa? Vreau să-l obținem de 2 la 6 peste tot, nu? Deci, încă o dată, Stefania, încă o dată, Daria. Deci, cel mai mic exponent dintre toți este 6. Și atunci, pe 9, exponentul 9, îl transcris în funcție de 6. Pe 8, în funcție de 6. Pe 7, în funcție de 6. Încât, aplicăm după aceea proprietățile, să putem vedea că e comun, visul meu, să fie comun 2 la 6. Deci, începem. 2 la... 2 la 6 plus... Hai, noi vom pune 6 plus 3, plus 2 la... 2 la 6 plus 2. Da, plus 2 la... 2 la 6 plus 1. Așa. Plus 2 la 6. 2 la 6. Egal cu... Este egal cu 2 la 6, pentru că... Nu. De unde provine? Adunarea exponenților, de unde vine de la? Adunarea din la mulțire. Adunarea exponenților vine de la o mulțire de două puteri. Cum o scrie? Adică vă scrie 2 la... 2 la... 6 ori... 1. Vezi că ai pus 3? Ori 2 la 3. Uite proprietatea mea acolo, care ai învățat-o, e invers. 2 la 6 plus 3 e 2 la 6 ori 2 la 3. Deci, 2 la 9, asta nu departe. 2 la 9 este 2 la 6 plus 3. Da. Care înseamnă 2 la 6 plus 2 la 3. Pentru că am spus două puteri, cum se mulțesc două puteri ca orice bază? Se copie bază, da? Și se adună exponenții. Exact. Fiind adunați exponenții, fiind adunați, provin la mulțirea două puteri. Da, fiind că sunt adunați. Și noi, pe Roma, să zic că 6 plus 3, că am nevoie de 6. Puteam să zic pe 9 ca 4 plus 5. Dar nu mă încredea. 6 plus 3, pentru că n-am aici 2 la 6. Da? Atunci zic, egal mai departe. Că 2 la 6 ori 2 la 3. Plus. Uite, acum unde suntem? Plus 2 la 6.
Ori 2 la 2. Da. Plus. Plus. 2 la 6. Plus 2 la 8. Ori 2 la 3. Așa. Plus 2 la 6. Plus 2 la 6. Cât termine are adunarea cu suma? 7. Cum ai găsit 7? Câți termeni? Are adunarea? 1, 2, 3, 4. Câți termeni sunt la adunare? 3 nu arată tot ce ne stă, dar astea sunt la mulțirii. Deci câți se adună? Un termen, al doilea, al treilea și al patrulea. Și dau mai departe cum? Și au ei cum? Adică 2 la 6. Ori? La 1, de 2 la 6. Și ce cum? Nu știu, nu știu. De 2 la 3 îl facem Ștefania, Daria. Cât e 2 la 3, Oare? 2 la 3 este 8. 8. Doar, da? Ori 8. Plus 2 la 6. 2 la 6 e... Nu, nu, nu. 2 la 6, lăsat e comun. 2 la 6, 2 la 2, ai 4. Ori 4. Plus. Plus 2 la 6, plus ori 2. Ori 2, ok. Plus 2 la 6. Ori 1, da? Ori 1, o să scrie asta. Nu uit pe ăsta să scrie ori 1. Pentru că, îndată, iată că vedem factorul comun. Care e comun? 2 la 6. Așa. Ce scoate? Pe lângă 8 plus 4 plus 2 plus 1. Și egal cu 2 la 6. 2 la 6. Ori 15. Foarte tare. Hai să arătăm ce sumă următoare este. Stop. Stai să oprești un pic. Alesia, cred că aici încă o dată a fost și mai clar. Eu ce am făcut? Sesizând că ea nu este foarte clar, am zis hai să scriu pe 2 la 3 ca fiind 8, pe 2 la 2 ca fiind 4 și pe 2 la 1, 2 și 1. Deci ca să vadă mai ușor că 2 la 6 e comun celor 4 termeni, că ea nu i-a observat pe cei 4 termeni. Primul termen al adunării e 2 la 6 ori 8, al doilea termen este 2 la 6 ori 4, al treilea e 2 la 6 ori 2 și al patrulea termen e 2 la 6 ori 1. Și îl scoatem în factor, adică proprietatea de distributivitate a mulțirii a lui cui? A lui 2 la 6 față de 8, 4, 2 și 1. Și atunci 2 la 6 pe lângă 8 plus 4 plus 2 plus 1, că dacă am face înapoi, sigur am ajunge la acest rezultat de distributivitate. Nu știu dacă te-ai uitat, Alesia, și la comentariile acestea care au fi fost acolo la lecție, că în mod sigur copiii... M-am uitat și nu știu dacă o să se mai vadă acum, dar să-mi spuneți dacă se vede. Da. Deci în subsolul lecției acestea sunt în mod sigur comentarii. Da, eu văd, dar nu știu comentariile. Stai puțin. Acum ce se vede? Acum au început comentariile. Sunt nouă comentarii, nu așa? Spune o fată, până acum eram elevă de nota 5, dar cu dumneavoastră totul s-a schimbat, faceți o treabă minunată pentru elev, mulțumim enorm. Altcineva zice mersi, altcineva zice excelente explicații, majoritatea elevilor nu înțeleg de unde vine 1 când dăm factorul comun, mulțumim domnule profesor. Și tot așa. Da. Deci, și să știu că sunt comentarii și la lecțiile unde sunt și eu. Sigur că da. În mod sigur au apărut și acolo comentarii. Dar am să spun ceva. Comentariile care vor fi după lecția așa, vor fi, cum să spun, lecția aceasta, crede-mă,
că cei care știu și care nu știu foarte bine, dar au descoperit o parte, că am început să punem lecții, și această lecție se ridică la un nivel extraordinar. Pentru că chestia aceea cu distributivitatea, cu felul în care scrie în paranteze, n-am făcut-o niciodată. De aceea va fi foarte tare apreciată, în mod sigur asta. Alesia, ai înțeles acum la chestia aceea cu factorul comun, cum s-a întâmplat și cum... Ia să văd ce mai spun în continuare. Cred că mai spun ceva, să văd. La asta sau la altă? Nu, nu, nu. Tot aici, în continuare, că vreau să dau un alt exemplu, nu știu, la lecția asta. Dar cred că e obosit după când îmi dau seama că nu știi cum să scăpăm cât mai repede. E 22, 10, nu, gata, ne ajunge. 3 ore, mulțumim lui Dumnezeu, am stat suficient de mult. Alesia, ce vorbești tu, ce ai descoperit în lecția asta? Multe. Multe. Ai descoperit cum trebuie și nu numai că ai descoperit tu, dar ai învățat și pe prietenii noștri, toți cei care vor să vă duce aici, cum trebuie să plece când se apucă de învățat. Cei care au scris comentarii, îți dai seama că au insistat și când au înțeles ei, bucurie mare le-a fost în sufletul lor. Pentru că și ca, exact ca tine, ai văzut cum se produce învățarea, cu mult efort. Eleva aceea care era cu mămica ei, cred că ai și văzut-o pe mămica ei, iese la tablă, șterge tabla de multe ori. Este la tablă, sigur, că mă ajută și șterge tabla. Deci mămica, 3 ani de zile au venit la toate lecțiile, mămica respectivă, și dacă ai observat și intervine în lecții, mă ajută, facem, în afară de faptul că șterge tabla ca să fie așa, și face treaba asta cu... Așa se întâmplă. Părinții și copiii învață deodată. Noi nu numai prin lecția asta, nu îi învățăm numai pe, să zicem, pe copii, pe elevi respectiv, cum trebuie să învețe, ci să învețe împreună cu părinții. Și sunt foarte multe comentarii în care părinții își arată bucuria și manifestă bucuria spunând ce minunat este că noi reușim să învățăm, da, da, să vede cum tu le prezinți acolo, cum pot ajunge ei și cum pot lua pe clase și cum ai luat tu acolo clasa a cincea. Și din clasa a cincea, vedeți aici primele lecții, nu știu câte sunt, sunt cu mine. Dacă mă duc la ultima. Așa. Se vede? Da. Mă duc pe YouTube, fiindcă acolo mi-apar mie comentariile. Așa, o opresc un pic ca să văd dacă a comentat cineva. Am 2 comentarii. Deci ai 2 comentarii acolo. La ultima lecție, da? Ultima, da. La ultima lecție. Care a fost pusă că... chiar azi. Ia, chiar astăzi a fost pusă și doar 2 comentarii au și apărut. Și cred că sunt 2 comentarii, nu? Ia să zic ce spuneam. Tare omul, nu? Și adică... zice când a fost filmat videoul. A, se întreba când a fost. A fost mai demult filmat, fără discuții. Ce ai să... Să sau spunem... Sau aici dau la mix. Opa, pe ce am dat? Ai dat pe albinuții. Op, din greșeală. Așa. Aleg-o. Una la întâmplare. Așa. Am ales-o pe asta. La fel. Bună seara și... La fel. A, da, aici nu sunt comentarii fix. Am ales-o fără comentarii. Așa. De întâmplare s-a, te-ai dus la o lecție care nu a apărut comentarii. Dar, în mod sigur, le producem bucurie. Și noi spunem că cei care nu știu, nu știu cum să ajungă. Tu le mai spune încă o dată cum să ajungă. Poate prin lecția asta, văzând-o, vor descoperi. Ca să prindă toate lecțiile. Aici sunt comentarii. Ia spune-mi aici ce comentarii ai găsit.
o doamnă zice, cum ar putea să facă și copilul meu câteva ore cu dumneavoastră? Noi suntem din filia și vă rog frumos. Ah, da, m-a sunat, mămica. M-a sunat și i-am arătat cum se poate intra la profunaj și cum găsește lecții și era foarte necăjit ce se face cu copilul, că nu înțelegi nimic la clasă. Și am spus, doamnă, stați liniștită că toți copiii sunt la fel. Numai că trebuie să duc acolo, să găsească lecțiile acestea și să poată... Și am văzut că ați început să mai pune și alte lecții și în sfârșit. Dar trebuie să o ia de jos, nu de sus. Nu. Trebuie să vedem dacă nu știm tabla mulțire foarte bine, dacă nu știm proprietatea distributivitate, dacă nu știm... Dacă nu știm lucrurile de jos, nu reușim mari lucruri. Nu reușim să înțelegem ceva din tot ce se prezintă acolo la matematică. Așadar, Alicia, mă bucur foarte mult și sperăm că toți cei care se vor duce cu ocazia asta au înțeles că trebuie să stea cu căițelul în față, să meargă câte un pic acolo unde apare încă un alt exemplu, să încerce să-l facă ei, să vadă și să înțeleagă prin efort se poate face asta. Iar explicațiile care vin după aceea le pot înțelege mult mai bine și ei vor să aibă satisfacția că au prins o lecție frumoasă. Tu te duci la comentarii, nu? Am început să te îndrăgostești de comentariile, da, cele care apar. M-am abonat ca să uitați. Am abonat ca să-mi apară când postați ceva nou. Deci te numeri și tu printre cei 66.000, să știi, de abonați. 66.000 subscribers, da. Nu așa? Așa parcă știu eu. Da, și am activat și clopoțelul. Am înțeles. Ai activat și clopoțelul ca să știi să te duci. Așa arată-le și prietenilor noștri care nu știu cum anume să abonează, cum ce se întâmplă. Dați like. Așa. Vă duceți aici, unde arată profilul nostru și e practic contul de YouTube. Așa. Și aici apare, vă duceți frumos aici, vă apare subscribe. Adică sunt, da, bine. Așa o să vă apară. Da, roșu, dacă vreți să vă abonați și apăsați și v-ați abonat. Apăsați și... clopoțelul în care te întreabă dacă vrei să te anunțe când postează ceva anume ce vrei tu sau când postează orice. Și am dat orice. Mm-hmm. Și atât. Foarte bun. Foarte bine. Eu nu știam asta. Puteți să vă abonați și la cel de apicultură dacă vreți. Sigur că da. Spune-le că și acolo au lecții de apicultură cu începători pentru copii. Da. Da. Găsesc lucruri frumoase, interesante și acolo. Da, Alicia, încercăm să ne oprim, nu? Aproape că nu reușești să mai pui punct. Deși oboseala s-a instalat în capul, dar iată că ne-am să spunem, stimulat unul pe altul și niște lucruri foarte interesante am făcut. Acum îți mai povestesc ceva. Am avut o elevă la un moment dat când eu terminam, eram obosit și era o nepoțică de-a mea și după ce terminam de făcut meditația, așa discuția care o aveam, ea era pe undeva la 10 seara, cum i-ar fi acum, 10 jumătate, 11 să zic așa, și ea nu se culca și își mai făcea o dată, încă o dată, toată lecția aceea. Adică nu înregistram la vremea aceea, nu erau filme, ci cei ce lucrasem pe căițel, cu grupa aceea care o aveam eu, ea își spune, să înțeleg ca nu cumva să fi uitat ceva, să înțeleg mai bine. Și încă o dată făcea tema respectivă. Trecea prin temă, înțelegi? Adică atâta dorință avea de a învăța. Mă surprindea foarte tare. Nu o interesa. Putea să stea până la ora 12, 1 seara. Nu o interesa. Numai bucuria aceea de a ști tot, de a înțelege de acolo, să nu fie nicio chestie pășită. Deci, spun, la vremea aceea nu registram lecții. Acum vreo 25 de ani, să spunem 25-30 de ani, când s-a întâmplat să fie venit la mine. Că așa să facem lecții împreună. Mă întorc și spun...
prin multă voință, prin multă voință și